Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Eu sunt Dorin și alături de mine este Sergiu. Salutare! Și revenind după o pauză cu continuarea programului așa cum îl lăsasem acum două episoade, înainte de episodul de Q&A, o să continuăm după anul celor patru împărați, povestind despre cine, evident, cine urmează. Înainte însă vreau să le mulțumim celor care ne sprijină prin Patreon. Alături de ei în ultima perioadă au mai venit Gabriel Coroiu, Nathan Gaștea și Răzvan. Mulțumim foarte mult, ne ajută foarte mult sprijinul vostru și în felul ăsta putem să menținem podcastul de istorie, care deja a ajuns la niște dimensiuni serioase în condiții superioare de hosting și care chiar să facă față cerinței. Da, mulțumim mult pentru contribuție și pentru interes. Exact. Următorul lucru, ca de obicei, ca să ne asigurăm că nu spunem bazaconii sau să ne lăsăm libertatea de a mai spune bazaconii, știind că o să putem să ne corectăm după aceea, vine secțiunea de erată, nu? Sergiu? În mod normal, noi ar trebui să începem cu un preambul, dar ăsta e preambulul nostru, o erată, că noi mai greșim, suntem oameni și a greși omenește. Spuneam la episodul de Q&A, nu mai știu exact contextul exact, dar comparam dimensiunea maximă a României cu dimensiunea maximă a celorlalte imperii din jur. Și ne bucuram și spuneam cât de norocoasă e România în comparație cu Austria și cu Ungaria. Ei bine, eu în loc de Ungaria am spus Germania, da? Și mă hilizeam eu acolo, mamă ce mici sunt astea în comparație cu România. Evident, Germania, chiar dacă dimensiunea ei maximă a fost mai mare decât România, da, nu se poate compara cu Ungaria, este și acum mai mare decât România. Și asta e ideea, am spus Germania în loc de Ungaria și a fost o greșeală, da? Deci, am profitat de momentul ăsta pentru că suntem deja de o lună jumate de, mă rog, suntem nevorbiți de o lună jumate, ca să zic așa, avem ceva vreme și ne-am încălzit. Am început cu o încălzire simplă, cu o erată. Nu mai țin minte cum am lăsat Imperiul Roman, dacă l-am lăsat în timpul războiului civil, dacă l-am scos la liman. Vedem pe unde l-am lăsat, pe ăștia patru împărați, pe Vespasian, pe Nero, dar cred că Dorin o să ne scoată la liman pe toți, și pe mine, și pe el, și pe împăratii romani. Deci, în ultimul episod, care era strict despre istorie, am vorbit despre anul celor patru împărați. Am, ca o scurtă reamintire, am vorbit despre felul în care Galba a preluat cumva conducerea răscoalei din vest și și-a asumat rolul de imperator. Măsurile pe care le-a luat el însă au fost foarte nepopulare și undeva la mijlocul lui ianuarie a fost asasinat într-un loc în forumul din Roma. În locul lui s-au bătut practic doi oameni. A venit întâi Otto, cel care, știți, se căsătorise cu Sabina Popea numai ca să o țină pe tușă pentru Nero, și Otto a avut de furcă cu Vitellius, un individ foarte, nu știu cum să spun, un arhetip al individului super lacom și un tip foarte, nu știu, de dat păcatului, să zicem așa. Un individ foarte corupt care totuși a reușit să-și impună cumva forța asupra legiunilor, dându-le sau, mă rog, răspunzându-le pozitiv la absolut toate cerințele. Vitellius, nu el personal, dar armata lui a venit înspre Roma. Otto, văzând că a pierdut prima înfruntare
între el și armatele lui Vitellius, a decis să se sinucidă. Oarecum dramatic, nici Julieta nu s-a sinucis în urma lui, dar Vitellius a rămas o vreme imperator. A rămas o vreme, însă nu a fost chiar pe placul tuturor și la un moment dat legiunile din Moesia se ridică contra lui Vitellius, cel mai probabil pentru că Vitellius și-a răsplătit foarte mult legiunile cu care el a venit, cele din Germania, cele de pe Rhinul Superior, și a uitat de celelalte legiuni. Celelalte legiuni, uitându-se cu un pic de invidie și cu un pic de supărare la ce a făcut Vitellius, au decis că se vor alia în jurul lui Vespasian. Despre Vespasian am mai vorbit. Vespasian ajunge să se numească, să accepte titlul de imperator și armatele lui, nu el, armatele lui preiau inițiativa, îl atacă pe Vitellius și Vitellius, incapabil de fapt să coordoneze o campanie militară de apărare, ajunge, nu reușește să se sinucidă pentru că este un pic prea laș, dar este ucis public într-un mod foarte într-un mod înfiorător, undeva în apropierea locului unde fusese ucis Galba, că tot veni vorba. Cam aici am lăsat lucrurile. Am zis, ok, ăștia sunt cei patru imperatori și despre Vespasian noi am mai tot vorbit. Am vorbit când a fost vorba de Caligula, am vorbit acum când a fost vorba de cei patru împărați într-un singur an, dar haideți să vedem un pic cine este acest Vespasian și de ce numele lui a ajuns să fie sinonim cu urinal în italiană și în limba franceză. Toate astea le veți afla în următorul episod, o reclamă de 7 minute. Hai să începem! Da, mă gândesc că poate sunt unii ascultători, cum ai spus și tu, care vor să afle câte ceva despre arborele genealogic al viitorului împărat roman, sau mă rog, al actualului împărat roman, că deja l-am lăsat împărat roman. O să vedeți că poate fi o lecție de viață interesantă, să vedeți așa cum se pune cărămidă peste cărămidă într-o familie până se ajunge în vârful piramidei. Exact. În vârful piramidei conducerii. Înainte de lucrurile astea, o să zic un pic, nu neapărat glumeț, o să vă mărturisesc de ce o să vorbim un pic mai mult despre aspectul ăsta. Nu doar noi insistăm pe lucrul ăsta, ci și sursele. Sursele insistă pe lucrurile astea pentru că, de fapt, pentru domnia lui Vespasian avem o mare lipsă de informație. Și este probabil una din cele mai scurte biografii ale lui Suetonius. Dio Cassius, fragmentul din Dio Cassius despre acea perioadă din Imperiul Roman s-a cam pierdut. Tacitus la fel, nu avem decât până aproape de sfârșitul anului 70 informații despre ce se întâmplă în Imperiul Roman. Este foarte complicat, încep să piardă informații, încep să piardă resurse. Culmea este că cam asta este perioada în care încep să devină activ Tacitus, adică Suetonius, nu sunt chiar contemporani, dar sunt aproape contemporani cu epoca asta. Tacitus este chiar contemporan, că primele magistraturi, adică el face 20 de ani, 18 ani, chiar în perioada, cum să zic, domniei lui Vespasian. Exact. Domnia asta lui Vespasian, care, exact așa cum spui și tu, este un puzzle destul de mare, să zicem, că are 1000 de piese și noi nu avem decât vreo 200, 150-200, destul de disparate. Și exact. Trebuie să ne dăm seama cam cum arată imaginea de ansamblu, dar neavând așa multe puzzle-uri e destul de greu, neavând așa multe piese. Exact. Deci ce vreau să vă previn este că
intrăm în acea zonă în care avem din ce în ce mai puțină informație. O să încercăm să navigăm prin hățișul ăsta, însă să știți că din ce în ce mai puțin o să putem să aducem informații, detalii. De asta mi se pare bine, pe lângă datele biografice foarte bogate pe care le avem, mi se pare foarte interesantă povestea de mobilitate socială pe care o reprezintă Vespasian. Și Sergiu, cred că de aici tu poți să preiei, pentru că notițele mele recunosc că au ajuns într-o stare foarte vraiște. Băi, ar fi minunat dacă noi am avea la Daci cantitatea de informații pe care o avem la Vespasian acum între noi fie vorba. Deci am fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Dar într-adevăr, comparat cu ce avem despre Augustul, despre Cezar, na, e un pic lacunar de saga de informație. Exact. Apropo de ce spuneai tu și de cum se schimbă cumva destinul unei familii, Suetonius foarte frumos descrie toată evoluția asta, evoluția arborului genealogic, și o ia mai întâi cu bunicul lui Vespasian, care este Titus Flavius Petro. Uh-huh. Tipul ăsta, ok, pare un anonim, dar este centurion. Deci este centurion în armata lui Pompei. Și cic ar fi luptat la Pharsalus, așa ne spune Suetonius. Na, asta ce înseamnă? Înseamnă că a fost în tabăra pierzătoare, adică haide să nu ne mulțumim doar cu informațiile astea, haide să mergem un pic mai departe și să tragem și niște concluzii. Și profită de clemența aceea nețărmuită despre care vorbeam noi atunci a lui Cezar, da? Originalul Cezar, o să vedem dacă acum... După Cezar urmează toți tiriplici ăștia și Vespasian, o să vedem că ajunge și el Cezar imediat. Și profită de bunăvoința lui Cezar și supraviețuiește să-și ducă seminția mai departe. Pentru că dacă stăm și ne gândim foarte relaxat așa, dacă murea atunci, nu îi se mai năștea nici fiusul și nu îi se mai năștea nici Vespasian, că fiusul e taxul lui Vespasian. Ok. Și ne mai zice Suetonius că după ce a fost iertat, s-a făcut colector de impozite, adică publican. De ce publican? Bunicul lui colecta bani de la săraci, de la plebei, de la oameni. Tatălui Vespasian, nu doar de la săraci, de la bogați. Exact, și de la bogați, corect. Tatălui Vespasian a fost Titus Flavius Sabinus. Și tipul ăsta crește un pic în rang, cel puțin din punct de vedere militar. Adică nu-i doar centurion, este primus pilus, adică cel mai important centurion dintr-o legiune, da? Aia prima cohortă, cel mai important. Uh-huh. Doar că Suetonius, mă rog, așa el e mai bulversat de felul lui, nu știe, bă, e scutit de armată, e în armată, el ne prezintă ambele variante la fel de senin, dar spune că la un moment dat ajunge și el să colecteze impozite. Și aici am aflat o chestie foarte importantă, interesantă, care m-a și confuzionat. Sau m-a confuzat, în fine. Te-a confuzat. M-a confuzat, da. Suetonius spune așa că Flavius Sabinus se ocupa de impozitul numit quadragesima, adică o taxă vamală de 2,5% din bunurile comercializate. Și e foarte important că noi n-am discutat niciodată despre chestia asta. Unde erau vămile, cum ieșeau bunurile dintr-o provincie, cum intrau în alta, că acolo erau punctele vamale. Eu am citit la Tacitus și la Dio Cassius și, mă rog, și la istoricii moderni, ăștia care scriu în tot felul de broșuri pe la tot felul de universități, am găsit referințe la taxa asta quadragesima, cum că ar fi pusă și la vânzarea sclavilor, am găsit-o și la o taxă pe procese inventată de Caligula și, în fine, dacă aveți mai multe informații și puteți să ne ajutați, pentru că, na, aici chiar mă interesează să văd. În fine, ideea e că tipul ăsta, tatălui Vespasian, este poate singurul perceptor, singurul colector de impozite corect din toată istoria omenirii, nu doar din istoria Imperiului Roman, pentru că cetățenii din provincia Asia, unde se duce el să colecteze, bă, nu-i fac doar o statuie, Suetonius spune că îi fac statui, adică mai multe, pentru că omul e incredibil de cinstit, ăștia nu le venea să creadă de obicei. Tu ești obișnuit ca publicanul să vină să jupoaie de pe tine ultimul rând de piele. Mm.
ăsta ci că te mai păsuia, te mai înțelegea, te mai... Și a șocat așa de tare pe locuitorii din provincia Asia, să nu uităm că acolo erau unele dintre cele mai bogate orașe din Imperiu, încât au zis să-i facă niște statui. Foarte tare. Și aici mai am încă o chestie pentru voi, dacă vreți să ne ajutați, că tot așa aici aveam și o discuție cu Dorin înainte. Deci ce observăm până acum la astea două nume? Cel al bunicului și cel al tatălui lui Vespasian. Păi observăm că nu există niciun Vespasian în ele. Avem Titus Flavius Petro și Titus Flavius Sabinus. Numele de familie al viitorului împărat, aici are o chestie foarte tare, vine de la soția tatălui său, adică de la Vespasia Pola. Asta este mama lui Vespasian. Și am studiat un pic mai adânc fenomenul. Obiceiul ăsta de a purta numele de familie al mamei e destul de recent. Adică nu e standard pe vremea Republicii, toți purtau numele tatălui. Dar începând de pe vremea lui Octavian, cât mai ține minte, ăsta începe cu asanarea morală, da? Divorțurile se înmulțiseră, adulterul era la ordinea zilei, omul era nemulțumit, da? Moravurile, a început să-și bagge nasul prin budoarul familiilor și a încercat să-i aducă pe toți pe calea cea dreaptă. Și da, e legea aia, Lex Iulia, cu care, așa, când un tată avea 2-3 copii de la 2-3 soții, dar nu numai atunci, atunci copiii se deosebeau prin numele mamei. Da? Și e și vorba aia din popor că mama e mereu certă și tatăl e mereu incert. E chiar în latină, nu? Mater semper certa e și na, pater semper incertus. E singura explicație logică pe care am găsit-o, dar nu mi se pare chiar bulletproof. De ce spun asta? La familia lui Vespasian, pe el îl cheamă Vespasian, dar pe fratele lui mai mare îl cheamă Titus Flavius, da? Uh-huh. Adică pe el îl cheamă Vespasian și pe fratele îl cheamă Sabinus. Și încă o chestie pe care n-am prins 100%, deși v-am zis, asta e explicația de mai devreme. Cei doi fii al lui Vespasian, pe unul o să-l cheme Titus Vespasian și pe celălalt o să-l cheme Domitian. Deci din nou nume de familie diferite, tot așa, tot din cauza asta. Da, deci bine, asta la e... Domitian o să discutăm un pic. Dar asta. Găsisem la un moment dat o notiță, dar nu aș vrea să spun prostii, pentru că ți-am zis, notițele mele sunt date un pic peste cap. Găsisem la un moment dat o informație de genul că el a petrecut mai mult timp cu mama lui și ăsta este motivul pentru care a luat din respect numele ei, dar nu bag mâna în foc pe informația asta și într-adevăr, dacă puteți să ne ajutați întotdeauna. Mai e un argument pe care aș putea să-l aduc în discuție și să spun că familia din partea mamei era mai ilustră decât cea din partea tatălui. Adică tatăl său s-a căsătorit mai bine, ca să zic așa. Adică mai că să avea mai multe conexiuni în lumea asta patricienilor, ei fiind așa la limita dintre plebei și ecveștri. Bunicăsul și ajunge după aia publican, deci ajunge ecvestru, taicăsul la fel ecvestru și cumva încearcă să-și facă loc spre ultima pătură de privilegiați. Faptul că nu sunt acolo o să îngreuneze lui Vespasian foarte mult cursus honorum, adică această scară a valorilor pe care, să știți, noi nu apreciem cum trebuie. Deci faptul, adică, și e foarte important, și asta poate o să vorbim și la Revoluția franceză și mult mai târziu, pentru oamenii simpli din popor care doreau o carieră politică, calea asta era, cursus honorum clasic. Dar vedeți voi, în dinastia asta Iulio-Claudiană, după Tiberius, deja nu s-a mai respectat nimic. Nu s-a mai respectat acest curs al onoarei. Da, Caligula, Ioc, magistraturi, Claudius, Ioc, magistraturi și Nero, Ioc, magistraturi. Au ajuns în vârful piramidei pe ochi frumoși. Mă rog, că erau din os domnesc. Și chestia asta, faptul că nu există meritocrație, să știți că a la long costă foarte mult și o societate și un imperiu și orice formă de guvernământ. Adică faptul că pui niște lideri slabi, pregătiți, care nu s-au confruntat cu societatea, că ați văzut ce am discutat și la Caligula și la Nero, ăștia săraci trăiau în lumea lor, asta, vedeți, duce până la urmă, a dus până la urmă și la războiul ăsta civil de pe prima celor patru împărați. Și acum, repede, dacă mă lași, Dorine, să spun și astea, și magistraturile, și după aia mai vorbim, să ne apropiem de zilele noastre, ca să zic așa. Da. Începe clasic tribun militar. Foarte fain. Bă, și aici mai am o problemă, că sunt bătut în cap, adică serios, nu o să facem erate, o să aducem niște explicații.
Fii atent ce zice Suetonius aici. Ne spune că Vespasian începe ca tribun militar în Tracia. Și asta e clar că se întâmplă înainte de anii 37-41, adică anii în care Caligula e princeps. Pentru că pe vremea domniei lui Caligula, adică în anul 40, tot Suetoniu zice că Vespasian este deja pretor și edil și pretor pe vremea lui Caligula. Uh-huh. Problema și, mă rog, întrebarea și confuzia mea este, bă, cum poate să fie tribun militar în Tracia dacă Tracia devine provincie romană doar în anul 46, pe vremea lui Claudius? Adică îmi dă puțin cu virgulă, nu știu, adică am o explicație și pentru asta, dar nu știu. Era... Nu era un conflict, știi? Era, deci nu era parte din imperiu, dar în același timp era un regat prieten. Ceva, adică și aveai voie să ai legiuni pe teritoriul regatelor prietene, păi, și cliente ca să chema oia, mă, ajutați-ne, că ne atacă dacii. Ok. Deci altă explicație nu găsesc, doar că era o legiune pe teritoriul Traciei și ăsta cumva era desemnat tribun militar la legiunea aia. Da, deci o chestie, asta o să o discutăm în momentul în care, că acum cumva eu sunt și zăpăcit că am început să fac research-ul pe daci și exact chestia asta observ, faptul că dacii nu erau, adică nu erau băieții care creșteau albine și miroseau flori. Ăștia aveau destul de des incursiuni de jaf și își formaseră o elită militară și de fapt noi despre asta știm mai multe de la daci. Își formaseră o elită militară fix din această conflictă de la graniță unde tot îi jefuiau pe mezi, pe în general pe triburile din Tracia și ajungeau uneori chiar amenințător în asta nu spune chestii foarte bune despre noi, pentru că de obicei îi ataci pe aia cu nivelul, păi, pentru că îi ataci de obicei pe aia cu nivelul de trai mai ridicat decât al tău, de la care ai ce jefui. Dacă n-ai ce jefui, o să discutăm lucrurile astea, că nu este acum timpul. În orice caz, zona respectivă, măsura de a duce inclusiv Moesia în care era deja imperiului, era deja de mult provincie din anul 15, Moesia mult înaintea Traciei. No, deci chiar aducerea acestor regiuni a fost tocmai pentru a le permite romanilor să mai oprească din toate invaziile astea, din toate incursiunile astea. Okay, și e o situație mai complicată, dar este foarte posibil să fie așa cum zici tu, să fi fost în Tracia. Apropo, deci dacă aveți, revin la ce ziceai și tu, dacă aveți explicații mai bune pentru dilemele astea ale noastre, chiar vă rugăm, nu știu, puteți să ne scrieți cum vedeți lucrurile acolo pe Facebook. Cred că nu e interactiv site, nu puteți să ne scrieți pe site, că Dorin e barbarul de tiran și nu v-a dat libertatea de exprimare pe site-ul nostru. Deci doar pe pagina de Facebook intrați și chiar ne-am bucurat să vedem că, bă, cu ocazia asta ne asigurăm și noi că ne ascultă cineva, da? Nu credem în acele cifre foarte flatante de pe tot felul de agregatoare. Dar așa. Da, trecem. Da, e tribun militar, vine după aia la Roma, are ceva, o magistratură civilă, nu intru acolo. Curăță străzile de noroi. Deci asta face prima dată. Și da, o să avem și o anecdotă cu Vespasian și cu Caligula mai încolo, pe care tot Suetonius ne-o spune, care are legătură cu străzile pline de noroi. În anul 31 sau 32 trage bețigașul ăla cel mic și tot așa, foarte interesant, foarte interesant. Bă, din nou, pe vremea Republicii, provinciile unde te duceai în magistratura de chestor sau de pretor, nu, în 31, în 31 sau 32 ajunge chestor. A fost... tribun militar în Moesia în jurul anului 30, a intrat în senat în 35, Sabinus fusese chestor în 34 și el este chestor probabil în 35. Ah, ok, dar se poate, dar e clar până în 39-40, sigur e până în 39-40. Păi, eu credeam că după ce și-a terminat magistratura asta civilă s-a dus deja în Creta, adică n-a mai așteptat așa mult. Deci în 38 a fost edil pentru exact. Prima oară. Da. Deci chestor a fost până atunci. Da,
Da, Chiestor a fost până atunci. Bănuiesc că între 35 și 38. Tot în 35, cândva după 35, se căsătorește cu Flavia Domitila. Corect, sau Domitila, corect. Nici nu știu cum să-i zicem, Domitian sau Domitian. O să-i zicem Domitian, așa, ca lui Tizian, pictorul, ca să ne sună bine pe ureche. Cât timp e Edil Caligula îi face chestia aia că îl prinde, îi aruncă cu noroi și zice: băi, dacă nu e noroi pe unde trebuia să nu fie, dacă n-ar fi fost noroiul ăsta, eu nu ți l-aș fi aruncat. Ce mi se pare cel mai interesant, de fapt, este cât de modestă este cariera lui. Pentru că, de exemplu, a devenit edil după ce prima oară el a pierdut concursul pentru edil. Păi asta nu mi se pare modestă, mi se pare mediocră. Mediocră, e modestă. În sensul ăsta, da. Când a câștigat, a făcut-o doar de pe poziția a șasea, adică nici măcar nu era cel mai bun, era ceva de genul primarul de la sectorul 6, știi? Dorine, și dacă era bun, crede-mă, dacă nu faci parte din cercul ăla nemuritor și rece, nu te botează nici dracu, nici Cezar, nu, adică a trebuit să dea șpăgi în stânga și în dreapta, putea să fie el tatăl lor. Eu știu ce zici. Din punct de vedere strict scriptic, a fost slab, a fost mediocru, dar are niște circumstanțe atenuante, hai să zic, are niște circumstanțe. Vedeta familiei nu este el. Este, de fapt, fratele lui mai mare, Flavius Sabinus, care trece prin cursus honorum și trece ceva mai cu succes. Ia mai repede diversele magistraturi. Flavius Sabinus, până în anul 69, practic cel mai bun din familia respectivă, nu era considerat Vespasian. A, clar, dar frate-su ajunge chiar consul în anul 47. Exact. Vespasian, inițial, că aici iar suetonezi foarte tare, Vespasian spune asta că nu prea avea tragere de inimă pentru funcțiile astea, dar maică-sa era foarte insistentă și exact așa îi spunea: bă, uită-te la frate-su cel mare, calcă-i pe urme, nu știu ce, la. Maică-sa chiar îl numea sluga fratelui său. Bine, noi n-am mai discutat parenting în Republica Romană, în Imperiul Roman, dar nu era chiar un exemplu pentru parenting-ul din zilele noastre. Adică ăia se jigneau, se nu știu ce, dar în fine, mergem mai departe. Și câteodată e foarte bine să duci servieta unuia care e mai bun decât tine, știi? Da, că nu știi niciodată când iese un Jose Mourinho din tine, știi? Da, mulți au câștigat așa primul milion de dolari, și uita la servieta cu bani la tine și asta e, tu plecai cu exact. Ea. Da, deci ajunge edil, ajunge pretor, cum ai spus și tu, mă rog, cam ăștia sunt anii, dar într-adevăr s-ar putea să ai dreptate să nu fie în 31-32, să fie puțin mai târziu. Cu tipa asta, cu Flavia Domitila, are trei copii. Titus se naște în 39, Domitila, ei au și o soră care din păcate moare la 20 de ani și ajunge Augustă mai încolo, o să vedem, și Domitian, care se naște în anul 51. Deci ăștia sunt, da, Titus, Domitila și Domitian sunt fiii lui Vespasian. Moare, din păcate, la o vârstă destul de fragedă, sau mă rog, moare și nevasta lui. Și Vespasian nu se mai însoară. Dar faptul că nu se mai însoară nu înseamnă că renunță la femeie. Nu credeți că acum la roman, știi? Adică, mă rog, din potrivă că știm și asta, avem și această informație, apelează la o libertă care e și secretara Antoniei Minor, tip Antonia Cenis, pe care Cico o iubea și cu care avea ceva relații extraconjugale chiar de când era căsătorit. Da. Și după aia va ajunge împărat, asta va fi tot timpul lângă el, o să-l ajute până pe patul de moarte, va fi ca soția lui, doar că oamenii n-aveau patalama, n-aveau certificat de căsătorie, dar în rest erau ca un cuplu normal. Și na, cam asta e. Dar, din avansul, nou, familiei Flavienilor îi se datorează mai degrabă lui Claudius. Mi se pare că Vespasian și Flavius Sabinus au o relație foarte bună cu Claudius. De exemplu, Claudius îi dă lui Vespasian comanda legiunii a 11 Augustus din Germania Superior la recomandarea lui Narcissus. Exact, nu atât cu Claudius cât cu Narcissus au ăștia o relație bună, așa e. Posibil.
primește ornamenta Triumphalia la triumful lui Claudius. Practic e ceva de genul, da, ăsta este unul din aia care m-au ajutat pe mine să câștig acest triumf. Păi triumful nu mai putea, adică triumful se dădea doar familiei imperiale, nu o lua orice tiriplici. Da, deci Sabinus e consul sufect în 47, iar în 51, 4 ani mai târziu, Vespasian devine colegul lui Claudius ca și consul. În 51 Claudius e consul, nu mai știu, parcă era ceva legat de Britannicus în momentul ăla. Păi da, are, adică el se duce, e numit legat în legiunea asta care a zis-o Augusta, participă la invazia Britaniei alături de fratele său. Bă, și aici se remarcă Vespasian, de fapt, aici, pentru că vezi, ai nevoie un pic să te călești într-o luptă mai. El îi trasează ăsta, Aulus Plautius, care are comanda legiunilor acolo, îi trasează niște obiective cu liniuță. Bă, câștigi niște lupte, nu știu, convingi niște triburi să treacă de partea noastră, cucerești niște orașe, ocupi niște poziții întărite ale inamicilor. Și Vespasian nu doar că le bifează pe toate, dar mai cucerește și niște mine și se duce aproape, cucerește până în peninsula Cornul aproape. Și ca dovadă de strategie și de vitejie, Cassius Dio spune că se și rănește în campania asta. Deci e clar că a făcut dita mai faptele de arme deosebite dacă se și rănește. Adică este o dovadă de curaj. Și vine acasă, într-adevăr, vine acasă cu mult mai mult aplomb, mult mai mult respect, mult mai multă autoritate și deja, nu știu, în anul 50-51 îi dau ăștia și ceva poziții prin ceva poziții sacerdotale, în vreo două ordine și, cum ai spus și tu, ultimele două luni exercită magistratura supremă, adică consulat. Bă, ceea ce e foarte tare pentru un tip care a început de jos, adică o familie modestă și necunoscută în panoplia romană. Bine, ca idee, începutul ăsta de jos nu este chiar de jos, este totuși o mică vedetă locală. Este un tip care vine, practic, e într-adevăr homo novus la Roma, dar nu este chiar așa de... Adică nu e neapărat de nou cât de bogat. E suficient de bogat. Are resursele necesare. Și cumva ideea asta de cinste, de onoare, o cară cu el peste tot pe unde merge și este apreciat pentru valorile astea. Și cumva, mai ales în perioada în care Nero o să preia conducerea, o să fie apreciat și pentru că nu are o origine foarte strălucită și atunci nu poate să ridice cine știe ce pretenții la niște titluri mai importante. Știi de unde ne dăm seama că are tot ce îi trebuie, că nu duce lipsă, adică e înstărit? Își permite, după ce termină consulatul, el teoretic are dreptul să meargă într-o provincie pe post de proconsul, de guvernator. Doar că în anul 52, cine era cea mai puternică femeie din imperiu? Agripina. Și Vespasian era prieten cu Narcisus, care era în tabăra opusă Agripinei. Și ce face Vespasian? Adică ce își permite să facă? Își permite să se retragă din viața publică timp de 10 ani. Își ia un sabbatical, așa, își ia un deceniu, stă pe burtă, așa, se duce la latifundia lui de la țară. Și cum ai spus și tu, asta dovedește cel mai mult că nu e un terchiaberche, adică e un tip înstărit, are bani. Nu trebuie să se lipească cu ambele mâini de o funcție publică, nu trebuie să îi spolieze pe ăștia de bani și stă până se duce, adică nu, e băiat isteț, mie îmi place. Momentul ăsta lui arată că nu ia hția după putere, că nu vrea să se țină deoparte de tot felul de unertiri, de jocuri de culise, de otrăvuri și pușea concediul ăsta între anii 52 și 63. Ce e interesant, s-a suspectat foarte multă vreme, evident nu este nimic garantat, ca de altfel nimic din ceea ce spunem aici nu este 100% garantat, este doar un punct de vedere.
Dar nu este garantat, de exemplu, faptul că Agripina are un conflict direct cu Vespasian. Văd acum mai multe teorii cum că, ok, este posibil ca pur și simplu după ce ia titlul de consul să prefere să intre, să aștepte încă 10 ani pentru a lua următoarea funcție importantă, cumva o aplicare a cursus honorum în condițiile în care oricum nu poate nu vrea să plece din Roma ca să, sau mă rog, nu vrea să plece foarte departe de Roma pentru a conduce o provincie. Când în 62 primește proconsulatul Africii. Păi asta spun, tu ai dreptate până la un punct. Nimeni, într-adevăr, dacă e să respectăm legile din Republică, nu avea voie să fie consul, mă rog, mai aproape de 10 ani, un consulat de celălalt. Mm-hmm. Dar proconsul într-o provincie avea voie să fie chiar după, la un an după. Da, da. Dar într-adevăr, s-ar putea, că nici mie nu mi se pare că era mare meșter mare și Agripina să fi pus azimutul pe el să-l urască din toți strărunchii. Erau mult mai mulți oameni aproape de Agripina pe care îi ura din toți rărunchii. Adică mai el avea pe Narcisus, se avea pe aia mai aproape, cum zicea și Levic, da? În cercul ăla de cercurile concentrice din palat. Ăsta nu-l văd, ăsta îl văd în al 9-lea cerc, al 10-lea cerc pe Vespasian. De asta zic, știi, deci cumva mi se pare că se exagerează tocmai că era și el pe acolo, dar este foarte posibil ca pur și simplu să fie ales el lucrul ăsta sau pur și simplu fiind dintr-o familie mai lipsită de pedigree să nu primească un proconsulat imediat, pentru că era moda în care deja erau 5-6 consuli pe an. Exact, deja asta erau... vreau să spun. Da, consulatul nu mai era un painecăl, adică nu mai era vârful, adică da, așa cum zici și tu. Da. Erau vreo 5 sufeci și nu mai, înainte pe vremea Republicii când erau doar 2 consuli, era mare șmecherie și nu l-aveai pe un princep deasupra ta. Acum când era și princep și mai erau și 5-6 pe an, da, nu-i mare șmecherie. Și mai e încă o chestie. De exemplu, Titus este educat alături de Britannicus, fiul lui Claudius, care, ok, știm că o să moară și o să moară posibil, nu se știe exact, de mâna lui Nero, dar nu au existat niște represalii la adresa lui Titus, de exemplu. Și Titus, da, totuși, nu oricine merge în acea clasă în care este educat și fiul împăratului. E o chestie pe care o știm inclusiv din istoria noastră, că până la urmă regele Mihai tot așa a fost crescut într-o clasă specială, știi? E o tradiție care, na, cumva aduce, strânge niște oameni care sunt totuși cât de cât de încredere, poate nu sunt chiar cei mai puternici, dar sunt acolo, adică... Nu, de încredere, ăsta e cuvântul, de încredere. Da. Nu trebuie să fie puternici, dar trebuie într-adevăr ca șeful statului să se asigure că odrasla lui nu e pusă în pericol de exact. Companionii lui. Deci Vespasian, cumva, chiar dacă am pus acel unghi în care Agripina face tot, e posibil să nu se fi întâmplat așa. De asta prezentăm și această teorie a dubiului. Suetonius ne spune, pentru că Suetonius are obiceiul să ne zică și câte o chestie negativă despre câte unul singur, cam singurul, sau printre puținele lucruri negative pe care în el spune Suetonius, este că la un moment dat cineva a aruncat cu ridichie în el în timp ce era administrator sau, mă rog, proconsul în Africa. Cel mai probabil, aici văzusem teoria că cel mai probabil era o criză de aprovizionare în provincia Africa, de unde probabil trebuia să se trimită hrană spre Roma, și atunci ăștia s-au supărat pe el pentru că a prioritizat Roma în loc să prioritizeze nevoile locale, dar n-avem nou să știm. Bă, erau ridic, se făceau, în fine, ridic, morcov, nu mai știu, da, eu am găsit, da. Nu? Adică... Da, știu ce zici, deși el începe așa foarte frumos, așa le ia prin învăluire, zici așa,
administrează foarte cinstit și câștigă o mare considerație în provincia asta unde e proconsul, deși în răscoala de la Hadrumentum, care e un oraș în Tunisia, s-au găsit unii care s-arunce cu morcovi în el. Adică, ok, el a fost impecabil, dar oamenii l-au urât, și ubea meseria, deși nu o cunoștea, ceva de genul ăsta. Da, posibil, posibil, ceva de genul ăsta. Doar că el zice o chestie, aici cumva e mai drăguț decât Tacitus. El spune așa, este sigur că nu s-a întors mai bogat. Tacitus zice, da, bă, nu, a fost o guvernare de proastă calitate. Și chiar odioasă, adică în astea, dacă găsesc niște traduceri mai drăguțe. Problema e următoarea. Eu nu știu un guvernator, adică era proverbială și am mai discutat de chestia asta, era proverbială politica asta guvernatorilor provinciei, care mergeau să o jupoaie, da? Să se îmbogățească. Acum nu vreau să zic, bă, nu știu, e greu să cred că Vespasian ar fi procedat radical altfel. Și să zicem că sunt un tip credul și naiv și vreau să-l cred pe Suetonius. Problema e că și Suetonius se contrazice în ceea ce urmează. Că zice mai întâi că a fost nevoit să-și ipotecheze fratelui său toate posesiunile, să nu dea faliment. Și după aia zice așa, strâmtorat fiind, s-a apucat și de comerț cu catâri, spunându-i se the muleteer, catârgiu sau ceva, nu cred că așa se traduce. Deci, și după aia zice așa, se spune că storsese 200.000 de sesterți de la un tânăr pentru care obținuse dreptul de a purta la Ticlava împotriva voinței tatălui său, dar fiind certat serios de acesta. La Ticlava este fâșia de purpură care vine peste tunica senatorilor romani și care îi făcea să se deosebească de restul lumii, restul plebeilor. Am înțeles. Deci e o contradicție, adică și Suetonius, oricât de mult încearcă să-l albească, tot își dă seama că, bă, guvernator fiind, n-ai cum să nu se lipesc banii de tine vrând nevrând. Da, da. Bine, și teoria asta cu să lipesc banii este întărită de încă un aspect foarte subtil, și anume că în momentul în care vorbește despre locul unde se naște Domitian, pentru că Suetonius evident că stă să vorbească despre unde a fost născut Domitian, Domitian este pomenit că e născut într-o casă pe dealul Quirinal, care este destul de central, e ok, să zicem, nici nu știu să nu e chiar un bulevard important din București. Păi nu e chiar în trei top, nu e chiar în trei top dealuri din Roma, Quirinalul, adică nu e, dar e, da, să zicem, pe locul 4-5. E pe acolo. Și e scump, știi, adică nu e o zonă scumpă și explică unde anume e casa. Asta face Suetonius, că efectiv cred că n-avea ce să zică. E un fel de Dristor sau Titan, cred că în București nu sau știu, ceva. Nu știu, Dristor, nu cunosc. Sau un fel de Răcădău din Brașov. Păi, da, bă, dar Răcădău este o chestie specială, numai pentru Paște. Am înțeles. În 66 Vespasian e invitat de Nero să vină cu el în turneul grecesc. Și aici este momentul în care se ceartă cu Nero, dar iarăși consecințele la faptul că Vespasian adoarme în timp ce cântă Nero nu sunt deloc grave. Pentru că nici Nero nu era chiar bătut în cap. Asta e, mai adoarme lumea. Băi, apropo, scuze, că noi înregistrăm chiar acum, tocmai au început Jocurile Olimpice, dar Olimpiada de la Tokyo, să le urăm succes sportivilor noștri cu ocazia asta și din nou să nu uităm celebrul dicton latin, citius, altius, fortius, da, mai înalt, mai puternic, mai repede, dar de anul ăsta au adăugat ăștia și together, adică doar împreună suntem mai înalți și mai rapizi și mai puternici. Da, da, uite că Nero a reușit de unul singur. Da, Nero a reușit de unul singur, exact, foarte, foarte tare. Exact. Da, deci asta e. Deci Vespasian s-a dus în postură de consultant. Nu știu ce-l consilia el pe acolo, dar s-a dus așa, știi, să e făcea parte din cum se numește? Din suita de lingăi bă, încă o chestie, stai că am și uitat. Probabil avea nevoie și de un consultant militar pe acolo pe aproape, știi? Acum era bun din punct de vedere militar, dar era să uit. Uite că era să uit și o să mă întorc. Bă, din funcția de pretor, așa, numai mizeria a făcut ăsta
Deci ca să-și atragă favoarea lui Caligula, care l-a blagoslovit cu niște noroi, cu niște glod cu un an înainte. Nu doar că organizează tot felul de jocuri din astea extraordinare, da? Pentru așa zisa victoria lui Caligula din Germania, care am vorbit că a fost o farsă asta, și-a pus ceilalți odată să se îmbrace invers în haine de soldat și a simulat acolo chestie. Dar îi propune ca cei care complotează împotriva lui Caligula să fie aruncați la groapa comună, fără să fie nicio ceremonie, fără, adică e destul de tricky. Nu-mi place, deci atitudinea lui ca pretor e destul de lingău la adresa lui Caligula, dar e de înțeles, pentru că atunci Caligula nu se înțelegea bine cu senatorii, nici nu știi când picai în disgrație și îți pierdeai exact capul. Na. Omul a făcut ceea ce trebuia să facă și nu știu dacă ăsta e un lucru bun sau un lucru rău. Să nu uităm, până la urmă, aspectul esențial al unui individ care ajunge în fruntea ierarhiei este că este un, cum să-i spunem, un sociopat suficient de, care să aibă suficient de mult succes. Deci întotdeauna o să găsim lucruri dubioase la oamenii care ajung la vârf. Dar asta e o chestie pe care am mai discutat-o. Deci cumva e bine totuși să ne reamintim că pentru a ajunge la vârf a fost nevoie de niște... de niște compromisuri. De acord. În fine, în momentul în care Nero are nevoie de cineva să conducă răspunsul roman împotriva revoltei din Ierusalim, el este persoana către care se întoarce. Nero îi dă lui comanda legiunilor din Iudea și îl mai trimite, aici face o mare șmecherie Nero, îl trimite pe un tip care nu prea l-are deloc la suflet pe Vespasian, pe un anume Mucianus. Nu am numele lui la îndemână, dar o să rămânem cu numele de Mucianus. Îl trimite pe Mucianus în Siria și îl trimite cu mai multe legiuni decât îi dă lui Vespasian. Nu neapărat din neîncredere, dar în momentul în care chiar mergi și faci război și ți-a antrenezi trupele, este bine să ai pe cineva care să te țină sub control. Și cam aici este ceea ce... Deci acest conflict între cei doi, conflict cumva ascuns, dacă ține minte și lui Corbulo, ia că am pus niște oameni care să nu prea fie de acord cu el. Păi, dacă vorbim de oameni în zona aia, dacă mă întreb pe mine, eu m-aș fi așteptat ca după pățania asta lui Nero din Grecia, când a adormit și când era să, mă rog, ce tare. Deci Nero decide să fie exclus de la salutul în public. Bă, nebunie, adică știi, cred că Vespasian se gândea, bă, oare să mor, să mă omoare ăsta sau să, nu știu, să-mi pierd viața sau să nu mai fiu salutat în public. Ok, bine, aleg să nu mai fiu salutat în public, deși e dureros, îmi pierd, da, în fine. Dar revenind la chestii serioase, să știi că Corbulo ar fi trebuit, Corbulo încă nu murise, el mai trăia încă, deci Corbulo era foarte tare în Est, iar nu știu, încă ieșise din grațiile lui Nero, pentru că... au fost în anul 66 au fost două comploturi cumva asociate cu oamenii lui Corbulo. Și atunci, deși Corbulo se ține minte, în anul 66 el era de la egal la egal cu legere parților, da, cu Vologa se tăia și spânzura în Est. Da. Doar că au fost astea două tentative de asasinat nereușite la adresa lui Nero. Nero îl cheamă pe Corbulo în Grecia, îi ordonă să se sinucidă și ăsta, da, spune foarte demn, Axios, știți, da, se înfige în propria sabie, da, fără să șovăie o zi și o noapte cum o să facă Nero mai târziu. Și Nero, neavând alt om prin zonă, având totuși experiența din spate și considerându-l un tip destul de capabil și, cum ai spus și tu, foarte interesant, avea un nume care nu inspira frică, adică ok, avea calități militare și nu, mă rog, nu îi punea în pericol principatul, a zis, bă, gata, îl aleg pe ăsta. E interesant ce se întâmplă cu Mucianus. Logica este că, într-adevăr, masez mai multe
legiuni în Siria, pentru că Siria este provincia de graniță și tot timpul acolo e buffer zone cu parții. Da. Parții știi, dacă te duceai în altă parte sau aveai ocupată, mă rog, legiunile cu altceva, poate imediat te mai atacau, îți mai luau și, nu știu, Comagenele sau Galatia sau nu știu ce pe acolo, așa cum ți-au luat și Armenia. Nici nu știi la ce să te aștepți de la asta. Exact. Apropo, războiul cu parții al lui Corbulo se termină parcă în 63. Și după 63, Corbulo am impresia că se duce înapoi la Roma și în 66, cam în 66, apare un plan de al nu știu, cuscrului lui Corbulo, Lucius Annius Vinicianus. A, ăsta și complotează la adresa lui Nero. Da. Și Nero devine din ce în ce mai suspicios de Corbulo. Deci treaba aia se întâmplă în 66. Ăsta este momentul în care Nero nu mai are încredere în Corbulo și atunci apelează la Vespasian. Bă, fii atent cum începe, cum descrie, cât de genial descrie Suetonius. Deci fără să știe, Suetonius e genial, dar doar când nu știe. Când știe, e destul de mediocru. Începe astfel descrierea conflictului din Iudeea. Se răspândi, da, deci îl trimite, Vespasian se duce acolo după ce ține minte ce au făcut iudeii. Că am povestit, da, în episodul ăsta, tot cu 107 cu Corbulo ăla și cu politica externă a Imperiului Roman pe vremea lui Nero, da, cum porniseră ăștia, cum măriseră taxele, cum se revoltaseră evreii cu escaladarea conflictului. Am vorbit despre toate chestia asta, cum îi bat ăștia la Beth Horon, da, Cestius Gallus, Florus, toți ăia. Și după aia vine Vespasian și zice așa, Suetonius: se răspândise în tot Orientul o credință veche și persistentă că este sortit de destin oamenilor plecați din Iudeea în această epocă să se facă stăpâni peste întreaga lume. Prin această predicție trebuia să se înțeleagă un împărat roman, însă iudeii au răstălmăcit în favoarea lor prevestirea și s-au răsculat. Bă, mi se pare genial, adică le-au furat romanilor superstiția și au interpretat-o în favoarea lor. Bă, bravo lor, foarte tare vrei, știi? Adică... Da, interesantă punerea în scena mitului mesianic, pe care o să-l vedem că apare din nou acolo. Însă nu o să insistăm foarte mult pe ce face Vespasian în Iudeea. Chiar nu are sens. Suetonius, Tacitus nu prea insistă în legătură cu ce se întâmplă în Iudeea. Iosefus insistă. Exact. Războiul din Iudeea este foarte bine documentat pentru că îl avem pe acel Iosefus. Iosefus, născut Iosef ben Metitiahu, a luptat contra romanilor ca guvernator militar al Galilei. A fost prins după ce romanii au cucerit cetatea Iotopata, unde Iosef a rămas cu soldații lui într-o peșteră sau groapă în cetate vreme de vreo 40 de zile. Alea 40 de zile se tot negociau romanii cu ei: bă, predați-vă, că na, altfel era complicat, nu puteau să intre peste ei că pierdeau prea multe trupe și ăștia puteau să îi înfometeze. După vreo 40 de zile, Iosef ăsta a venit cu un plan să se omoare între ei soldații, pentru că ei, fiind evrei, să te sinucizi nu ai voie. Și planul era să se omoare unul pe celălalt. Și când rămâne ultimii doi, să se omoare unul pe celălalt. Sau ultimul să comită suicid, nu mai știu exact care din astea două era. Când au ajuns însă să rămână ultimii doi, acest Iosef i-a zis să lui, zice: bă, hai să facem un fel următor. Deci ăștia s-au omorât, i-am omorât, ok, sunt morți, dar cineva trebuie să ducă povestea eroică a nostora, jurăm credință mie și mergem și ne predăm la romani. Ce este foarte interesant e că o vreme este arestat, băgat în nu știu ce închisoare, bănuiesc,
Și un an mai târziu, în momentul în care apar diverse tulburări la Roma, Iosefus, acum cumva Titus Flavius Iosefus, devenit sclav, sclav al lui Vespasian, vine la el și îi prezintă mitul mesianic. Mitul în care regele lumii se va naște dintre evrei. El caută, Vespasian caută semnele astea și cum să spun, deci nu o să detaliez ce se întâmplă mai departe, vreau doar să spun despre Iosefus. Iosefus devine unul din cei mai de încredere oameni ai lui Vespasian, un om cu experiență militară, un om cu cu oarecare acum nu știu câtă prestanță mai avea, că era văzut ca un trădător. Ideea este că Iosefus, din cauza lui Iosefus, pentru că Iosefus a fost salvat, mă rog, iertat sau ținut sclav de către Vespasian, avem niște istorii destul de consistente ale poporului evreu. Și evident, când te uiți la cât de consistente sunt lucrările lui Iosefus, parcă te oftici că un Decebal nu s-a pus pe scris în loc să să ajungă să se omoare când a fost vorba de Traian. Bine, bănuiesc acum, ca să prezentăm un pic și latura asta intuită, dar nespusă, bănuiesc că nu trebuie să vă mai spunem că Vespasian este văzut de Iosefus ca un lider bun și drept și darnic și clement și mărturisitor al adevărului și mă rog. Iar regele la lui care a plecat, Irod Agripa al doilea, teoretic care era de aceeași parte a baricadei, mă rog, cel puțin din punct de vedere etnic, e considerat un, îl face criminal, odios, laș, lipsit de viziune, hrăpăreț, toate astea, da? Deci, și haideți să vă spun, deci în conflictul ăsta, cetatea asta, când îl capturează pe Iosefus, bă, deci romanii ucid și sclăvăgesc foarte mulți evrei, deci mulți dintre ei săraci complet neimplicați și nevinovați, care fugeau, unii necombatanți. Deci ce fac aici Vespasian, cu toată dragostea, omoară zeci de mii de evrei în revolta asta. Bine, ca să fim nu foarte, poate, nu cu mâna objectiv, lui. Nu Vespasian face chestia asta. Ok. Și aici iarăși e un lucru foarte important. Cumva pe modelul lui Corbulo, care îl pusese pe generalul lui în fruntea unei legiuni ca legati legiones, Vespasian îl folosește pe Titus într-un rol similar. Îl trimite inițial în Alexandria după o legiune și Titus se va întoarce, Titus fiul lui Vespasian, ca să, în caz că nu e foarte clar, va veni la comanda ei din Alexandria. Alți legați pe care îi folosește Vespasian în războiul cu evreii sunt un anume Sextus Vetulenus Cerealis și un anonim complet numit Marcus Sulpius Traianus. Doar așa să vedem cam care. Deci doi anonimi. Ce face Vespasian în războiul ăsta imediat? Într-adevăr, ajungem și la ăștia doi locotenenți sau trei sau patru, dar Vespasian e băiat super isteț. Face exact cum a procedat și Pompei în războiul cu pirații, acum mai bine de 100 de ani. Strânge lațul puțin câte puțin. Ține minte, deci evreii deocamdată se autoguvernau. Îi împinseseră pe ăștia în afara provinciei și erau de capul lor acolo. De fapt, din păcate, pentru ei se băteau între ei ca proștii. Se băteau sicarii, zeloții, ăștia mai radicali, cu ăștia mai moderați, din care făcea parte și Iosefus. Și în loc să se concentreze acolo împotriva dușmanului comun, ei se băteau unii cu ceilalți, ei au și fost expulzați din Ierusalim, au ajuns la Masada, mă rog, altă poveste. Dar Vespasian asta face, nu atacă în adâncime, o să vedem, ca să-și expună flancurile, elimină oraș după oraș, se mai retrage puțin, se organizează, nu se grăbește, adică el conduce campania și în anul 67, cât cucerește un piculeț, conduce campania și în anul 68, conduce campania și în anul 69 și tot cucerește câte puțin. În anul 68, de exemplu,
după ce cucerește nordul Galilei și tot așa, reușește să securizeze complet și legătura maritimă, asta de care zici tu, cu Egiptul. Le distruge evreilor toate vasele piraterești. Ăștia mai încercau să îngreuneze linia de aprovizionare. În anul, cu un an înainte, și aici vreau să mă refer la favoritul meu, Tiberius, ocupă nordul Iudeei și ocupă, fără luptă de data asta, orașul Tiberias. Orașul Tiberias a fost construit de evrei mai devreme în cinstea împăratului Tiberius. Uh-huh. Și să știi că și mai târziu, peste ani și ani, la marea asta, la Marea Galilei, chiar și musulmanii îi spun Buhairet Tabaria, adică îi spun Marea lui Tiberius. Apropo de eponime din astea, că îl avem pe Cezar pentru luna iulie, îl avem pe Octavian pentru luna august, uite că avem și Marea lui Tiberius. Apropo de da, Tiberias, e și un oraș acolo, uh-huh, foarte frumos, m-am plimbat pe acolo, de la Marea Moartă, la Marea Roșie, la Marea Tiberiană, nu știu cum trăiesc evreii aia pe acolo, că e un deșert și o pustietate, dar în fine, bravo lor. Asta spun, încet încet strânge lațul Vespasian în jurul evreilor și în anul 69, când deja el este proclamat, o să vedem prima dată, este proclamat imperator de către soldații din Egipt, el deja aproape termină treaba, adică ajunge să asedieze, se apropie de Ierusalim, doar că Ierusalimul, ce să vezi, Ierusalimul nu arată ca Alesia sau ca Avaricum sau ca cetățile alea cu palisade și cu valuri de pământ unde se apăra Vercingetorix și l-ataca Cezar. Ăștia când au văzut Ierusalimul, le-a căzut fața, adică au pus cap la cap toate mașinile de război și ajungeau până la jumatea porție și au zis, bă, gata, nu se poate, trebuie să mai construim o cetate în jurul lui, că altfel nu-l dovedim. Și au început asediul Ierusalimului. Foarte frumos, dar cum ai spus și tu, na, hai că poate mai vorbim când ajungem la Titus despre el acum. Na. Da, poate o să vorbim, sau poate la un moment dat o să vorbim mai în detaliu despre războiul evreiesc, că e foarte important pentru un alt fir narrativ pe care vrem să-l urmărim. Înainte de treburile astea, ce este foarte important, în momentul în care află de moartea lui Nero și ascensiunea lui Galba, Vespasian pune pauză la campania contra Ierusalimului și îl trimite pe Titus să-l felicite pe Galba și să-i ceară instrucțiuni. E ceva de genul, bă, ok, ăsta e nou șef, hai să vedem dacă ăsta chiar vrea să continui ce am început, ca să nu creadă că, băi, ok, a început generalul să își facă de cap cu trupele. Și foarte probabil o să-l întrebe și de ce Sabinus, care ar fi trebuit să primească postul de prefect urban, de ce a fost eliminat Sabinus din postul de prefect urban și ce se întâmplă cu poziția care era promisă fiului lui Flavius Sabinus, cea de consul. Astea sunt niște puncte foarte importante pentru el, pentru că, dacă ține minte, încă de pe vremea lui Augustus, se făceau niște promisiuni unor oameni, băi, ok, o să fii consul în anul 12, o să fii în anul 13 consul. Sabinus fiind fratele lui Vespasian, ca să înțeleagă oamenii, și care era la Roma, da, și care a fost ca un junghi în coasta lui Vitellius și cumva l-a ajutat. A fost unul dintre pionii principali, pe lângă Mucianus și pe lângă Antonius Primus, ăștia care s-au ocupat de partea armată. Fratesul a fost pe partea, el fusese pe vremea lui Nero foarte mult prefect urban, prefect al Romei, aproape pe toată perioada lui Nero, și acum, într-adevăr, s-au schimbat un pic, s-a schimbat calimera la Roma și da, Vespasian, da, bă, foarte bună observația asta ta. Uite că nu m-am gândit, bă, într-adevăr, când se schimbă împăratul, dacă tu te duci și continui comenzile împăratului vechi, s-ar putea să fii interpretat ca, nu știu, un tip care vei glorie pentru tine. Adică ce ai făcut, bă, tu ai cucerit Ierusalimul pentru tine, păi eu nu ți-am zis să faci chestia asta. Da. E isteț ce face Vespasian, se duce să primească, într-adevăr, oblăduirea noului principe. Da. Exact, exact. Titus e în Corint în momentul în care află de moartea lui Galba și de povestea lui Otto și de faptul că Vitellius a primit numele de imperator, a fost strigat ca imperator în Perin. Și
Decizia lui este foarte dificilă. Are două variante. Fie se duce la Roma cu un mesaj pentru un cu totul alt conducător și inclusiv cu mesajele secrete pe care le trimisese, în care îl trăgea de mânecă, și la orice împărat ar fi ajuns, tot ar fi fost problematic, pentru că toți ar fi zis: a, dar stai, tu ești pentru Galba, tot pentru Galba, da, hârști capul jos. A doua variantă, dacă se întoarce învingătorul, cel care o să rămână învingător la Roma, o să perceapă faptul că nu a fost contactat de către Vespasian ca o ofensă. Și Titus decide în cele din urmă să meargă pe varianta a doua, cumva ca să-și țină familia un pic departe de conflict, în sensul că ok, poate să fie să-l ia la întrebări pe Vespasian, dar nu afectează situația lui Flavius Sabinus din Roma sau a lui Domitian, care și Domitian era în Roma, dacă ținem bine minte din exact ce am povestit din episodul anterior legat de căderea lui Vitellius. Și asta este probabil decizia care nu numai că îl salvează și pe el, dar și pe familia lui, dar este decizia care până la urmă va schimba complet soarta familiei lui. Iosefus, cum ziceam, îi prezintă lui Vespasian mitul mesianic și Vespasian caută să-și confirme statutul de mesia. Merge la Alexandria și guvernatorul proclamă împărat în iulie a anului 69. Între timp, în Mezia, avem deja trupe, parcă tot în perioada asta sunt trupe în Mezia care îl anunță ca imperator. Între timp, îl trimite pe Titus să negocieze cu Mucianus, guvernatorul Siriei, să negocieze: băi, ok, ce facem în situația în care se întâmplă lucrurile astea? Și din câte am văzut, rolul lui Mucianus devine mai mult decât crucial, adică putea să aibă alături de el toate legiunile, avea 3 legiuni la dispoziție, asta 3 sau 4 legiuni avea Vespasian. Mucianus avea 3 legiuni în Siria. Vespasian, ca să ajungă cu legiunile în Roma, avea nevoie să treacă de Siria. Și dacă Mucianus s-ar fi opus, ar fi fost o problemă. Însă Mucianus își vede acolo cumva un avantaj. Practic vede în Vespasian viitorul împărat și decide în cele din urmă, după niște negocieri destul de serioase, decide să îl sprijine pe Mucianus. Cumva să-l sprijine pe Vespasian, mă scuzi. Cumva Mucianus spune așa, Mucianus, care până la urmă e un general foarte capabil, eu zic că e aproape tatăl lor, fără Mucianus Vespasian n-ar fi reușit să controleze, clar. Pentru că el trebuia să facă două lucruri: să strângă șurubul din Egipt, Egiptul fiind grânalul Romei, și să-l șantajeze economic pe Vitellius, să piardă sa suportul Romei, să se revolte ea la Roma, și în altă vreme să se ducă și să cucerească Roma aproape inexpugnabil, adică foarte greu. Și Mucianus zice așa, ține un discurs în favoarea lui Vespasian la un moment dat, nu mai știu când, înainte de iulie, da, cred că înainte de iulie, că după ce vin legiunile din Egipt, la puțin timp vin legiunile din Iudeea și după aia vin și legiunile din Siria, toate își declară jurământul și da, cumva loialitatea. Iubirea, da, loialitatea față de Vespasian. Și Mucianu spune așa: mă opun lui Vitellius, dar nu și ție. Ăsta e citat, așa zice Tacitus. Aici, băi, sunt niște chestii
Aici trebuie cumva să punem lucrurile într-o ordine. Pentru că, așa cum ai spus și tu, sunt legiunile astea dunărene care sunt prinse undeva pe drum. Sunt așa, 2000 de oameni din 3 legiuni ale armatei din Moesia, trimise în ajutorul lui Otto, au aflat pe drum că acesta a fost învins, citat din Suetonius. Ca și cum nu merita să fie crezută știrea, ei și-au continuat drumul până la Achileia. Acolo, profitând de ocazie și de libertate, comiseseră tot felul de jafuri. Și fiindcă se temeau că la întoarcere o fi pedepsit, se hotărâră să-și aleagă un împărat. Și dintre toți candidații l-au ales și ei pe Vespasian. Da. Deci ăia erau acolo, legiunile dunărene care veneau într-o parte. Ăsta Mucianus se pusese și el în mișcare din Siria, a zis, bă, hai că te ajut, hai că nu știu ce. Trebuia să se ducă cineva la Roma să-l asedieze, cineva care să aibă și autoritate politică. Mucianus, cum a făcut, ține minte de acum două episoade. Ce am zis? Câtă vreme Vespasian a stat guvernator în Africa, a zis, bă, nu și-a făcut bani, și-a făcut prieteni. Așa și Mucianus avea prieteni, toți guvernatorii avea până în Britania, adică îi cam știa pe ăștia. Și acum stăm să ne gândim, legiunile din Est îl declaraseră imperator și împărat. Imediat vă spun care e diferența, cum s-a schimbat paradigma asta între imperator și împărat. Mă rog, ce am observat eu, nu e mare șmecherie, nu e nimic revoluționar, dar e o chestie. Și în vest îl avem pe Vitellius, care avea Spania, Galia, Germania, astea erau ale lui. Și e aceeași chestie mai discutată, Marius vs. Sulla, Pompei vs. Cezar, Octavian vs. Antonius, e din nou se repetă paradigma asta est vs. vest. Dar de data aceasta estul câștigă. Exact. Spoiler la rând. Exact. Mai e un detaliu pe care vreau să-l adaug despre Mucianus. Mucianus vine cu mai mult decât poziția de comandă pentru mai multe legiuni în Siria. Cel mai probabil Mucianus este un client de-al lui Corbulo și este probabil unul din cei mai importanți oameni, unul din mâna dreaptă a lui Corbulo, poate. Și el este cel care preia clienții din Est și ai lui Corbulo. Și asta înseamnă că nu numai că Vespasian primește sprijinul legiunilor, Vespasian primește și sprijinul orașelor din Est, care este, să zicem așa, sprijinul popular, ceea ce înseamnă că în momentul în care Mucianus își pune rețeaua de clienți la dispoziția lui Vespasian, rețeaua asta de clienți o să-i asigure hrană pentru legiuni, o să-i asigure că nu va avea surprize din partea cine știe cărui oraș să-i se pună de-a curmezișul și alte lucruri de genul ăsta. Deci, și încă o chestie, de exemplu, Mucianus, în momentul în care se revoltă oamenii în legiunile de la Dunăre, cel mai probabil sunt oameni clienți de ai lui Mucianus. Da, deci are toată pleiada de atribute, de cum să le numesc eu, de aș din mânecă. Adică are orașele, are susținere populară, având orașele de partea lui, are susținere financiară, deține Egiptul și teoretic poate să-și rănească trupele și încet, încet, așa. Și vine și susținerea religioasă. Și aici vreau să mă refer și după aia o să mă întorc la partea cu imperator versus împărat. Este declarat împărat și omul nu se supără câtuși de puțin. Ăștia îi oferă titulatura acolo, nu se mai cheamă Titus, cum era numele lui ăsta, Titus Flavius Vespasianus, nu se mai cheamă, de la 1 iulie 69 își adoptă noua titulatură Flavius Cezar Augustus. Adică nu l-a deranjat foarte tare. Dacă nu ar fi vrut, cum ai spus și tu, bă, oamenii ăștia totuși își doresc să fie acolo în vârf. Nu ajungi, da, cum vorbeam noi și de Tiberius, bă, că se codea, că nu voia, că era reluctant. Nu, frate, lasă bancurile astea. Astea sunt niște prostii. Bă, din moment ce stai acolo, nu te ține nimeni. Dacă chiar vrei să te duci, te duci cum a făcut și Vespasian. Bă, 10 ani, mă retrag, frate, mă retrag la țară, nu fac parte din... A, că m-a pus ăla, că nu. Mizerii. Deci, da. Și ăsta e în Egipt acum. E în Egipt, e făcut și faraon, e primul faraon după Octavian și da, după Alexandru cel Mare și după Ptolemeu I și după Cleopatra. Deci e tare, își construiește legenda, asta face. Își construiește legenda pentru că el știe că vine într-o Romă schimbată și el trebuie să o schimbe. Și imediat ajung acolo. E proclamat fiul lui Amon Ra, da, făcătorul de minuni,
protejatul lui Serapis, foarte important, protejatul lui Serapis. Suetonius spune așa că Vespasian se asigură pe deplin de favoarea zeului Serapis. Oamenii din popor, unul orb și altul șchiop, veniră în același timp în fața tribunalului său și rugară să-i vindece după asigurarea ce le-a dat-o Serapis în somn, care să-i reînvie celui orb vederea dacă împăratul ar scuipa pe ochi și că celui șchiop i s-ar întări piciorul dacă ar binevoi să-l atingă cu călcâiul lui. Vespasian, venindu-i greu să creadă în succesul unei astfel de vindecări, nu îndrăznea să încerce, dar în cele din urmă, la insistențele prietenilor, a făcut încercarea și pentru unul și pentru altul în fața publicului, iar rezultatul favorabil nu s-a făcut așteptat, adică i-a făcut pe ăștia bine, ca Mesia, de ce? Adică, acum, bă, știu, puteți să ziceți ce vreți, nu știu, o fi fost ceva regizat, a fost placebo, a fost real, nu mă interesează. Eu zic ce zice Suetonius, asta e. Deci sunt povestiri supranaturale, fix marca Suetonius și mai are încă vreo 10, dar nu le povestesc pe toate, bă. Exact. Dar foarte important, cu credința omului nu e frumos să te pui. Aparent, foarte mulți oameni de pe vremea aia chiar credeau în chestiile astea. Mm-hmm. Și atâta vreau să revin la Serapis, pentru că noi am mai vorbit de el când ne-am referit la solul lui Burebista, la Acornion, și apare și pe inscripția de la Dionysopolis. Țin minte exact, cu Serapis. Și aici vreau doar să fac o referință la sincretismul ăsta religios în care grecii furau și adaptau zeități egiptene. Apropo, ăsta este un zeu greco-egiptean cu care a încercat Ptolemeu să se facă el cumva faraon și zeu când a venit să cucerească, când a venit și a cucerit Egiptul după Alexandru. Romanii fură de la greci, așa că de ce nu ar face și tracii sau dacii la fel? Adică de ce? Și bă, nu vreau acum, chiar nu vreau. Este furt, mi se pare împrumut. Un sincretism religios. Da, da, da. Tare. Da, da, dar sunt niște, bă, și Herodot spune și, adică, bun, putem să luăm de râdere, dar Deceneu și Zalmoxis au călătorit în Egipt, de unde au primit învățăturile astea religioase, deci e foarte probabil să fie adoptat zeitatea asta și să o ducă acolo, na, și nu, și din nou, bă, nu s-a dus prin tuneluri cum se hăhăie unii. Nu, frate, ajungi de la Sarmis de Getuza, poți să te duci pe Dunăre frumos până la Tomis, de acolo te urci într-o barcă, cum face orice om normal, și te duci prin Marea Mediterană până la Alexandria, sau dacă vrei, exact, te duci cobor pe Nil până la Memphis. Deci poți să te duci din Dacia în Egipt pe calea apei și pe pământ. Nu trebuie să te duci prin tunelurile din Bucegi. Să nu uităm că pentru religia islamică sau musulmană un pelerinaj până la Mecca este una din cele mai importante lucruri pe care poate să le facă un credincios. Exact. Pelerinajul ăla poate să dureze foarte mult și în epoca respectivă era făcut de oameni din Spania, erau o groază de mauri în Spania. Da, 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 da. Și nu era nicio problemă. Dacă din Spania poți să ajungi la Mecca, nu văd de ce n-ai putea să ajungi din teritoriul Daciei, din România până în Egipt. Nu este o problemă. Avem gali care ajung în Egipt, care ajung în Galația, avem sciți care ajung în Mauritania. Adică stai, exact, că nu e o chestie din asta nemaipomenită, nemaiîntâlnită. Nu este nicio garanție că lucrul ăsta s-a întâmplat, dar nu este nici o chestie imposibilă să se întâmple în epoca respectivă. O chestie foarte importantă, lumea își închipuie că oamenii, neavând mașini, neavând mijloace de transport foarte rapide decât cai, își închipuie că oamenii pe vremea respectivă erau foarte puțin mobili. Și lucrul ăsta nu este adevărat. Lucrul ăsta nu este adevărat pentru că vedem că nu se mișcă. Lucrurile se mișcă. Se duceau oameni din Masilia, Dorine. Comerț. Sunt inscripții. Da, da, exact. Din Masilia te duci prin Egipt până în India. Te duci cu barca până în India și Imperiul Roman făcea comerț cu indienii. Și dacii făceau comerț cu grecii și grecii de la Dunăre și, mă rog, de la Marea Neagră făceau comerț în restul comunității grecești din întreaga Mediterană. Deci lucrurile astea sunt înțelese, deci nu este fabulație.
dar iarăși o să revenim asupra acestor aspecte. Aici voiam să pun accentul doar pe forța superstițiilor, adică Vespasian trebuia să se asigure că el, când o să ajungă la Roma, vine chiar ca un tămăduitor, ca un, adică are autoritate legitimă de undeva, de la Dumnezeu, de la un zeu, de la Jupiter, de undeva, și se ocupă și de partea asta destul de bine. Ce se întâmplă mai departe? Așa. Se mai bate la Roma ca proștii, adică nu știu, sărim peste partea asta sau... Stai un pic, să povestim așa foarte pe scurt. Știu că erau doi comandanți de oști care depun cumva jură credință lui Vespasian și preiau ei inițiativa ca să ajungă să se lupte contra lui Vitellius, însă nu mai așteaptă comanda, așa, cei doi legați din Pannonia și Dalmația, Antoninus Primus și Cornelius Fuscus, sunt cei care își declară susținerea pentru Vespasian. Primus, Antonius Primus, Cornelius Fuscus, iarăși un tip necunoscut, o să discutăm poate mai târziu despre el. Primus se grăbește, el fiind primus, cumva simțind că trebuie să fie primul, își ia trupele, pleacă în față cu ele și reușește să înfrângă trupele lui Vitellius la Cremona. Și după această victorie la Bedriacum, la Bedriacum, și capturează și Cremona. Exact. Asta în octombrie 69, deci exact. se apropie sfârșitul și pentru Vitellius. Și prin această victorie decisivă îl pune pe Vespasian în poziția de câștigător. Problema reală cu ce se întâmplă aici este că ce face Primus este incredibil de riscant și în momentul respectiv ar fi putut să îi distrugă complet șansele lui Vespasian de a pune mâna pe rolul de imperator pe Roma. Antonius Primus este un tip Ptolemac. Tacitus spune despre el că era un tip pe care te puteai baza pe timp de război, dar deloc un cetățean model pe timp de pace, ca să nu zic că îl face de-a dreptul cretin și adică bad citizen, zice, bă, nu respectă nicio regulă, n-are nicio treabă. Dovada e, într-adevăr, el este instrumental pe partea militară. În timp ce Mucianus aranjează treburile astea politice la Roma, el câștigă partea militară. Dar imediat după aia, pentru că Vespasian ajunge doar peste un an în Roma, ajunge în anul 70, Mucianus va trebui să scape imediat de Antonius Primus, cred că îl trimite undeva în Spania, îl trimite, îi dă un proconsulat, pentru că, din nou, bă, ce s-a întâmplat când legiunile au condus Roma? Nu s-a întâmplat nimic bine și atunci asta a vrut să scape de militarul ăsta și să aducă pacea Roma. Bă, dacă e pace în Roma, scăpăm de militar și o conducem civil. Exact. În lipsa lui Vespasian, Mucianus este cel care coordonează imperiul împreună cu Domitian, care reușise să scape din incendiul Capitolului chiar înainte de suicidul lui Vitellius, sau mă rog, de încercarea lui de suicid, că n-a fost reușită. Și știm povestea că a fost destul de groaznică. Ce se întâmplă mai departe în timpul lui Vespasian și cumva probabil o să continuăm și în episodul viitor cu o privire mai amplă asupra influenței flavienilor. Știm surprinzător de puține despre ce face Vespasian între 71 și 79. Avem, așa cum spuneam, avem mărturiile lui Iosefus legate de războiul din Iudeea, însă acolo mare parte din acțiuni sunt cele ale lui Titus, care este lăsat la conducerea războiului contra evreilor. Mai avem o monografie pe care Tacitus i-o dedică lui Agricola, care este socrul lui. Da. Dar aia începe din 78-79. Începe de prin 78 și vorbește despre extinderea cuceririi romane și în Scoția, printre alte lucruri pe care le face Agricola acolo.
Știm, de exemplu, că între timp își răsplătește destul de moderat susținătorii. Acesta poate este aspectul cel mai surprinzător. Odată ajuns, deci el își ia ceva timp să, înainte de a ajunge la Roma, dar odată ajuns la Roma, este stăpân. Este stăpân, controlează absolut tot ce se întâmplă. Nu aruncă cu răsplată în oamenii care l-au sprijinit și este foarte ferm și ia foarte serios poziția în primire. Și asta este o chestie remarcabilă la el, că reușește practic ceea ce și-ar fi dorit Galba, numai că el reușește dintr-un pic alte motive, poate și Roma era deja sătulă de război, reușește să-și impună cumva punctele de vedere. Eu știu că tot tu marșezi pe ideea asta că nu sunt informații, nu sunt informații, nu sunt informații. Bă, dar eu am strâns vreo 3 pagini de informații din deciziile politice pe partea financiară, pe partea de cetățenie și de moravuri, pe partea de justiție, pe partea militară, pe partea de provincii. Deci ăsta chiar face ceva, ok, că Suetonius nu cronologizează nimic și doar enumeră niște chestii, dar exact. Exact. Ce nu avem? Nu avem este ce s-a întâmplat, când, în ce ordine și cu cine. Sunt mai puține informații. Come on. Deci chiar sunt mai puține informații. Ok, sunt ceva informații despre ce a făcut. Păi, uite, de exemplu, el spune că Suetonius spune că reformează cele două ordine înalte ale statului, da? Spune că, bă, au fost slăbiți ăștia numeric, și senatorii și ecveștrii. Și ăsta face un recensământ. Nu știu, completează, îi expulzează pe ăștia nedemni, cei care nu sunt de partea lui. Îi cheamă în locul lor pe ăștia mai cum se cade, nu doar din Italia, ci și din provincii. Pe vremea lui Vespasian, foarte important, se extinde dreptul latin la toți locuitorii din provinciile spaniole. Ăștia devin cetățeni romani și ni se dă și un an, e anul 74, așa zic și ăștia. Na. După aia îl deranjează de străbălarea, luxul ăsta, toate... Îi blochează la mantinelă, cum ai spus și tu. Nu îi place. Exact cum făcea Octavian. Și o să vedeți că seamănă foarte mult Vespasian cu Octavian. Propune senatului să decreteze ca orice femeie care s-ar fi unit cu sclavul altuia să fie considerată și ea sclavă. Creditorii care împrumutau bani copiilor, deci fii atent cât de tare e asta, să n-aibă dreptul să ceară datoria nici chiar după moartea tatălui lor. Adică cumva îi protejau, era un fel de drept al minorului, un drept incipient. Începe timid, începe așa. Ca principe nou și neașteptat, îi lipseau lui Vespasian autoritatea și oarecare maiestate ce se cere unui împărat. Dar îi se adăugară și acestea cât de curând. Astfel, cu atât de mare faimă întors la Roma, după ce a primit onorurile cuvenite pentru triumful împotriva iudeilor, a adăugat la consulatul său vechi încă 8 consulate. Deci ca să înțelegeți un pic de unde și-a extras autoritatea, acea auctoritas, da? Care este o funcție republicană străveche. El a domnit 9 ani jumate pe ceas, pe calendarul iulian, dintre care a stat în Roma doar 9 ani. Din ăștia 9 ani a avut 8 consulate, că unul a mai avut înainte. Deci de aici autoritate, ca să înțelegeți. El stătea consul fiind, stătea în senat, stătea cu ochii pe senator, nu mișca oia în front, nu făcea nimic fără să vadă Vespasian. Și șarogă, tot așa zice Suetonius, și șarogă și cenzura. Ce înseamnă asta? Bă, să fie sigur că impune respect. Asta adică vrei și maiestate, vrei respect, vrei eleganță, vrei... Deci decide, el decide cine rămâne, cine nu rămâne senator, ca un adevărat suveran, cu maiestate. Da. La latura militară am vorbit. La justiție nu se descurcă foarte bine. E o chestie foarte simpatică aici. Zice așa: avem un exemplu de judecată la Vespasian, mă rog, nu se pricepea chiar la toate omul. Atunci e un proces în care împarte dreptatea între un senator și un cavaler, dar tot de la Suetonius și Tire. Nu se cuvine să li se adreseze injurii senatorilor, dar este permis și de dreptul civil și de cel religios să răspunzi la injurie cu injurie. Deci un fel de legea talionului mai domoară. Adică dacă ăla te înjură, bă, m-a înjurat, îl înjur și eu înapoi, chiar dacă sunt cavaler. Deci asta era un proces între un cavaler și un senator.
și tot felul de chestii din astea simpatice. Într-adevăr, cum spui și tu, sunt niște luminițe și noi trebuie să facem lumină în întuneric, în toată camera. Da, sunt doar două, trei luminițe, dar mi se pare că totuși poți să ai o vedere de ansamblu asupra puzzle-ului până la urmă, chiar din aceste puține piese. Aici vreau să ajung. De fapt, avem o imagine de ansamblu mult mai clară. Deci, chiar dacă ne lipsesc aceste detalii, avem o imagine de ansamblu care este îmbogățită și de lucrurile care au rămas în urmă. Ce se întâmplă sub Vespasian este o consolidare a Imperiului. Lucrurile par că sub Vespasian se liniștesc, că cumva toate punctele unde se întâmplau lucruri nici nu știu cum să spun, mai explozive, sunt calmate, așa cum reușește, de exemplu, să lasă pe Titus la conducerea legiunilor care vor aduce Pax Romana și în Iudeea. Mi se pare că se construiește foarte mult. În perioada asta construiește amfiteatrul, adică începe construcția amfiteatrului Flavian, pe care noi acum îl știm ca și Coloseu. Știu ca și Coloseum, pentru că amfiteatrul Flavian este construit fix lângă colosul lui Nero, însă a rămas denumirea care acum se aplică singurei construcții colosale din zonă. Păi, cred că termin atunci, în 75 termin o statuie a lui Apollo începută de Nero. Mai termină o scenă la teatrul lui Marcellus, da. Mai tot așa, face temple ale păcii, da, în forul ăla, da, templul divinului Claudius, că na, Claudius ajunsese divin după aceea, nu știu, pe muntele Celius, mai, adică omul construiește, pentru că își dă seama de niște chestii foarte importante, apropo de imaginea de ansamblu. Imperiul vine după Nero și după un an de instabilitate, un haos complet. Uh-huh. Și era aproape de, cum se numește, era aproape de faliment Imperiul. Da. Ce face și Mucianus? Prima chestie pe care o face Mucianus, pe care o vede și na, se gândește el, bă, ce să facem? Trebuie să creștem taxele, că n-avem bani. Uh-huh. Nu mai sunt bani, adică toată chestia asta a lăsat Imperiul în faliment și trebuie să plătim. Cine trebuie să plătească acei bani? Păi doar nu clasele privilegiate, ci tot oamenii de rând. Și ce face Vespasian, singura chestie nașpa, e că dublează, triplează taxele, le amplifică, le diversifică, le face mai multe, le face pe ce vrei și ce nu vrei. Și ajungem imediat la partea favorită, da, la spoilerul pe care l-ai dat la început cu urinalul. Dar pentru ce e cumva admirat de istoricii moderni Vespasian este pentru nivelul de propagandă la care se ajunge din nou în regimul său. Uh-huh. Exact așa cum discutam despre Octavian Augustus, că a dus propaganda pe culmii neîntâlnite, nici pentru perioade mai apropiate, exact asta face și Vespasian. Și îți dai seama, bă, aici putem să discutăm 10 zile și 10 nopți. Deci Vespasian e un băiat foarte deștept. El știe că e o schimbare majoră între regimul anterior războiului civil și cel care începe odată cu el, cel pe care el vrea să-l construiască. Uh-huh. Și schimbarea asta majoră trebuie justificată cumva. Adică trebuie dus o muncă de convingere, o muncă asiduă de convingere, adică multă propagandă, ca să zic așa. Cred că are ca și avantaj faptul că vine după un an în care oamenii au gustat ce înseamnă ăla un război civil și au spus, știi ce, mai bine poate taxe mai mari decât un război civil. Categoric s-a adresat tuturor categoriilor de populație, Dorine. S-a dus, a început minunat la propriu, adică a făcut minuni.
s-a dus, a venit aici cu două minuni la activ, l-a vindecat pe șchiopul ăla și pe orb. Deci practic Vespasian era un zeu din timpul vieții, un lucru la care Caligula doar tânja, doar visa, adică el a vrut tot timpul să fie, dar n-a reușit, l-au asasinat ăștia înainte să devină. Ei bine, Vespasian era văzut ca un zeu din timpul vieții, le promite oamenilor tot timpul, exact ce zici tu, le promite mereu pacea și faptul că va fi mereu învingător. Tot ce trebuie să facă este să cotizeze, bă, pacea are un scop și asta vedem și noi, na, cu NATO, trebuie să plătești ca să fii protejat. Contează foarte mult la propaganda lui faptul că îi șterge pe monede pe aia de dinaintea lui. Apare doar el. Monedele alea nemirositoare pe care o să vedeți. Contează foarte mult că dublează toate vorbele astea cu fapte. Adică construiește un templu, construiește clădiri mărețe, construiește drumuri, apeducte, băi publice. Și pe toate astea, e foarte important, pe toate astea are grijă să se prezinte pe el într-o lumină favorabilă. Cum? Prin inscripții. Pe clădiri poți să scrii inscripții frumoase cu Vespasian, cel mai tare din parcare, Vindex. De fapt nu, că îl și șterge pe Vindex, să nu cumva să se gândească oamenii la ceva de dinaintea lui, la generalul de dinainte. Dar ce contează și ce face din nou cel mai mult? Nu inventează felinarul, îl copiază la perfecție pe Octavian. Și ce înseamnă asta? Că le oferă tot felul de avantaje scriitorilor, istoricilor, poeților și așa mai departe. Toți cei care pot să prezinte în lumini favorabile regimul. Adică, vezi, noi acum discutăm despre o istorie coafată și fardată de oamenii. Eu habar n-am dacă Vespasian, nu știu, e mai bun decât Caligula, decât Nero, dar la nivel de percepție este infailibil. Este mult mai bun, este impecabil. Chiar dacă și el a omorât, chiar dacă și el, nu știu, a fost sociopat, chiar dacă și el a făcut nedreptăți, o să vedem că face multe nedreptăți. Sunt tot așa, Suetonius, ne zice și Tacitus, ne dau și două nume, Helvidius Priscus și Diocasius. Diocasius îl spune pe Demetrius, care și mor, deci care sunt mai întâi exilați. Deci fii atent ce spune aici, o chestie genială. Helvidius Priscus fu singurul care la întoarcerea în Siria îl salutase cu simplu, la întoarcerea din Siria, cred că, da, îl salutase cu simplu nume de Vespasian. Și pentru asta, cât timp a fost pretor, i-a trecut sub tăcere toate edictele, fără a-i da vreo onoare sau fără măcar a-l menționa. Vespasian nu se supără pe el decât în ziua în care, la niște dezbateri judiciare, fu de o obrăznicie extremă, tratându-l ca un om de rând. Pentru asemenea fapte, mai întâi l-a exilat și apoi a poruncit să fie omorât. Și după aia zice că ok, are remușcări și vrea să trimită băieții, dar ăia l-asasinează până la urmă. Deci ce face? Se supără pentru că îl tratează ca un om de rând. Și uitați-vă, dacă citiți cu atenție toată traducerea asta și în engleză și în română, încearcă să-l albească rău de tot Suetonius. Adică chiar îi spune că bă, a fost super drăguț, doar la sfârșit, după ce e de obrăznicie extremă, tratându-l ca un om de rând. Bă, deci tu îți dai seama? Dacă îl tratezi pe împărat ca un om de rând, păi merită să fie ucis. Unde s-a mai pomenit așa ceva, să-l tratezi pe împărat ca un om de rând? Nu se poate. Deci bine că l-a ucis, că acest Priscus, că era un element exact. Bine că și la Diocasius spune așa, zice o chestie din asta. Bă, faci toate chestiile astea ca să mă obligi să te omor, dar eu nu o să ucid un câine care latră. Se referă la Demetrius. Oamenii ăștia republicani. Deci ăștia republicani, mai erau unii care se încăpățânau să creadă în cai verzi pe pereți, în unicorn. Dar, na, Vespasian când a restartat regimul, nu l-a restartat de la Cezar, de la Pompei, l-a restartat de la Octavian. Adică el a reînceput cu Imperiul, nu cu Republica. Exact. Cunoaștem mai multe lucruri despre Vespasian din diversele anecdote și probabil cea mai influentă anecdotă este legată de un impozit pe colectarea de urină. Din urinale. În momentul în care apare această taxă și Titus, fiul lui, află despre această taxă, vine la el și îl întreabă revoltat: ok, de ce? Cum adică să pui taxă pe colectatul urinei? Moment în care îi dă una din monedele care erau în fața lui și zice: poți să o miroși pentru mine? A ce miroase? A nimic, a monedă. Aia e luată din impozitul pe urinal.
De acolo nouă ne-a rămas ideea asta cu banii n-au miros, că de fapt asta este morala acestei anecdote. Și ce mi se pare cel mai amuzant este că dacă nu știu, Cezar ne-a rămas în istorie ca nume de conducător, țar, Kaiser și așa mai departe, sau Augustus ne-a rămas în nume ca luna August, ca o persoană venerabilă și așa mai departe, ca un actor care și-a jucat bine rolul, ca numele urinalelor. Asta mi se pare cel mai amuzant. Nu mi-a venit să cred în momentul în care am văzut că urinalele se numesc Vespasiano în italian și Vespasien în franceză. Da, și eu știam ceva înainte, dar acum corect. Capătă, ca să înțelegem că e un pic mai profund, vă întrebați, bă, dar de ce colectau ăștia urina? Bă, o colectau ca să facă chestii cu ele, că aparent acidul ăla ureic e folositor, nu știu, îl mai duci pe câmp, îl mai utilizezi. Adică, acidul ăla e folosit în prelucrarea pieilor, ai nevoie de ceva. Tăbăcăriile erau niște locuri care miroseau oribil. De ce? Că pieile sunt scufundate într-un agent care să le țină umede, dar în același timp să fie cât de cât steril, să nu înceapă să degradeze, știi? Ca să se ducă cumva, nu știu exact care este procedeul 100%, dar ideea e că trebuie să mențină și umed, dar în același timp să nu mucegăiască. Și atunci vrei să pui în ceva urei care exact concentrația steril. Asta destul de slabă, adică nu e un acid din ăsta ca ăla sulfuric, să bagi mâna să-ți ia foc, e ok. Și urina este un lichid steril, pentru că așa. Și ăsta e motivul pentru care tăbăcăriile aveau nevoie de spațiu separat. Erau niște spații care miroseau incredibil de urât, pentru că evident era mirosul de urină, dar nu numai de urină, ci și de descompunere, că pieile alea sunt totuși animal mort. Bă, faza și mai tare cu Vespasian este că n-a rămas în istorie doar pentru number one, a rămas în istorie și pentru number two. O să vedem la sfârșit. Zici tu povestea sau... Păi nu știu, ce alte lucruri ar mai fi? Eu mai am de tras niște concluzii sau nu știu. Bine, nu, bine, putem să-l omorâm, dar niște concluzii. Hai să-l omorâm, dar înainte să-l omorâm, pentru că am vorbit despre Vitellius, despre cât de rău tratează legiunile, spre deosebire de Vitellius, Vespasian nu o să pedepsească legiunile care i s-au opus. Le mărește tuturor salariile și cumva statutul în societate, dar în același timp, în timp și dizolvă patru legiuni, semn că a vrut să descurajeze trădarea imperiului de către legiunii în general. Deci toate legiunile alea care s-au ridicat în revoltă contra imperiului, exceptând cele care au făcut-o pentru a-l sprijini pe adevăratul împărat care era Vespasian, acele legiuni sunt dizolvate. Și nu mai știu unde văzusem această secțiune, că își conduce imperiul ca un bun general, în sensul că promovează oameni valoroși în funcțiile potrivite și oferă onoruri soldaților care au realizări. În același timp reușește să își impună întotdeauna, în momentul în care are o decizie, ia o decizie, își impune acea decizie asupra celor din jur. De exemplu, în momentul în care oamenii protestează contra faptului că el a decis că urmașul lui la rolul de imperator este, sau de împărat, este în mâinile lui Titus, ăștia au zis: a, nu, trebuie noi să-l votăm. Și el a zis: nu, nu încheiem această discuție până în momentul în care Titus nu este urmașul meu și va lua toate onorurile care sunt acordate mie.
Și asta este o schimbare foarte importantă. Vespasian, practic, ca să ajungem la un pic în zona de concluzii, Vespasian este primul împărat roman care reușește să impună o dinastie ereditară reală. Tocmai prin forța asta, deci el vine și le impune oamenilor din jurul lui chestii care poate că sunt inconvenabile și pentru ei. Știi? Asta categoric, este ceea categoric. Ce reușește. Ce face Vespasian din nou, comparația cu Octavian, bine natural, îl asociază la domnie pe Titus, exact așa cum face Octavian cu Tiberius. Fix la fel, îi arogă, păi în cei 9 ani de domnie, Vespasian este consul de 8 ori, spuneam, și Titus este consul de 7 ori da. Alături de el. Deci îl face, e mâna lui dreaptă, bă, nu taie și spânzură, așa. Și Domitian, fiul său mic, este consul de 6 ori. Da. Deci e clar că omul, adică gândește tot cu bătaie pe termen lung, tot, adică știți teoria mea, omul încearcă să-și facă o, adică obține puterea și ce face după ce obține puterea? Încearcă prin orice mijloace să o perpetueze și să creeze, bine știți teoria mea, încearcă să creeze și el o dinastie, chiar dacă, da, o să vedeți, dinastia începe tot timpul cu al doilea, după al doilea membru, vine exact. Titus, după Titus începe dinastia, dar... Bă, atâta vreau, că am uitat. Vreau să mă refer un pic la provincii și cum se schimbă așa. Imperiul Roman, ca să înțelegem totuși un pic că Imperiul ăsta Roman este o entitate vie. Și dacă ne-am uitat la harta Imperiului Roman, eu am o hartă aici de la omniatlas.com în față, și dacă ne-am uitat la harta Imperiului Roman în fiecare an, o să vedem că în anumiți ani lipsește Spania, lipsește o parte din Galia, lipsește Tracia, lipsește chiar Grecia. Pentru că acum, în momentul ăsta, status quo-ul Greciei este de autonomie completă. Mai ține minte, Nero, fericit că arbitrii greci l-au făcut Olimpianul Suprem, le-a oferit la ăștia autonomie. Zic, bă, gata, sunteți liberi. Și a venit Vespasian și a zis, bă, ăsta era nebun, nu-l băgați în seamă, băgăia, treceți înapoi, l-a dat, trimiteți banii la Roma, noi colectați în Atena. Și asta zice, din nou, Suetonius spune așa, eu voi încerca să clarific puțin care e faza cu fiecare provincie. Transformă în provincii romane Aheia, Licia, Rodos, Bizanț, Samos, răpindu-le libertatea și de asemenea Cilicia și Comagene, care până atunci erau conduse de regi. Trimise noi legiuni în Capadocia din cauza năvălirilor neîntrerupte ale barbarilor și numește un guvernator consular în locul unui cavaler. Aheia era de fapt Grecia, am explicat, da? O ia de la Nero, nu-i mai acordă, da, îi schimbă puțin și granițele, nu știu, o unește într-o vreme cu Macedonia, nu mai există Epirul, în fine. După aia, Rodosul, am zis de la Claudius, am început atunci anti-intuitiv, am zis că de fapt pierde insula Rodos, pe care o lasă să se autoguverneze. E bine, Vespasian numai așa de darnic incorporează pe rodoșeni în Imperiul Roman. Samosul și Bizanțul erau două cetățeni autonome și aliate ale Romei, cărora Vespasian le curma autonomia fără niciun regret. Bă, gata, aparțineți de Roma cu trup și suflet și le-a băgat pe niște provincii. Exact. În 74 Vespasian rupe Pamfilia din provincia Galația și Capadocia și o alipește la Cilicia și formează provincia numită Cilicia și Pamfilia. Și mai anexează și un mic teritoriu la provincia Siria numită Regatul Emesa. Așa, nu? Și mai anexează și Regatul Comagene, care era, am zis, pe lângă Ostroene, erau regatele alea buffer între Imperiul Roman și Imperiul Part. Bă, dar încă o chestie. În ceea ce privește Galația și Capadocia, fii atent, că zice aici tare, e tare Suetoniu și mă rog, dacă ești așa un istoric wannabe, cum mai încerc eu, știi, când am o părere foarte bună despre mine să devin, zice așa, prin faptul, adică așa cred eu, prin faptul că numește, ca să zice, numește un guvernator consular în locul unui cavaler. Și eu înțeleg că, da, e un guvernator din ăsta militar, adică pune mai mult accent pe partea militară în Capadocia decât pe partea asta economică. Și de ce spun asta? Pentru că dacă mă uit pe harta asta, este foarte faină și am și sărciuit după aia și am văzut că sunt reale informațiile. În anul 72 avem o invazie a alanilor. Deci, da, trib din ăsta războinic, o să vedem, o să discutăm mai încolo despre toate triburile astea migratoare. Și intră prin Hircania, intră în Imperiul Part și îi fac varză pe ăștia. Deci îi fac varză alanii, Pacorus fuge, Tiridate al nostru aproape că e ucis, pierde bătălia, e învins de barbari și romanii își au măsuri de precauție. Pentru că
Ei mai au niște regate stat acolo, Iberia și Albania, dar ăștia atacă pe partea aia a Mării Caspice și vin prin Armenia și sunt un pic descoperiți. Nu te aștepta, știi, zici, bă, sunt niște triburi acolo, Roxolani, Bastarni, la 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 la. Dar o să vedem cât de ciudată e din nou și faza aia și nu înțelege nimeni cu adevărat. Pur și simplu nu înțelege. Cei care spun că înțeleg care e faza cu migrațiile alea mari și cu triburile și cum poți cu niște triburi să rupi o graniță atât de puternică ca a romanilor la Dunăre, nu știu, în fine, dacă ei au înțeles, înseamnă că eu sunt prost și sunt singurul care n-am înțeles chestia asta. Da, în fine. Asta ca să-i răspund și unui prieten și unui ascultător care ne-a zis, bă, mai spuneți-ne chestii care se întâmplă în alte părți din lumea asta mare. Uite, am spus și niște chestii care s-au întâmplat în Imperiul Part, care suferă masiv în perioada asta, dar romanii nu profită de slăbiciunea lui și îl lasă așa să sufere. Da, probabil ar fi fost un pic cam mult și așa Imperiul devine destul de greu de controlat. Spune-ne cum moare Vespasian, pentru că este foarte interesant. Ok, da, stai că, bun, atunci nu mai povestim de alte chestii. Au mai fost ceva conflicte, ceva revolte, nu mai contează, au fost înăbușite un, doi, e în regulă. Bă, tot așa, știți, Suetonius, eu l-am prins pe ăsta de picior, nu-i mai dau drumul, am citate de acum până în aprilie anul viitor. Zice asta Suetonius, în al nouălea consulat al său, apucat de un ușor acces de friguri în Campania, revenit de îndată la Roma, mă rog, traduc, e o traducere jumătate engleză, o să vedeți, bă, românii sunt absolut infernal de cretini, să-mi trag palme, deci, bă, ratează complet anumite sensuri. Pur și simplu la traducerea asta nu spun faza cea mai tare și o să vă spun care e aia. Revenit de dată la Roma și apoi se duse la latifundia sa din Rete, da, unde obișnuia să petreacă vara fiecărui an. Aici, deși stricase stomacul folosind prea multă apă rece, se achită în continuare de datoriile de împărat, chiar dacă prima delegațiile stând în pat. Luat prin surprindere de o diaree acută, deci în română se sare complet peste pasajul ăsta, nu există, deci nu există. Vespasian. E urât, mă, nu e frumos. Da, e urât, așa e. Bă, e organic, what can I say? Vespasian spuse, un împărat trebuie să moară în picioare. Și în timp ce făcea un efort să se ridice, muri în brațele celor care încercau să-l ajute. În a noua zi, înainte de calendele lui Iulie. Ce înseamnă calendele lui Iulie? Da, idele 15, calendele 1, minus 9. Adică în 23 iunie. În 23 iunie ar trebui să moară. Ia să vedem, l-am zis bine? Da, mă, 23 iunie, 23-24. E bun, deci au zis bine și ăștia, ok? La vârsta de 69 de ani, 7 luni și 7 zile. Era așa de sigur de norocul său și al copiilor săi, chestia asta nu mai continuă nimeni, doar profunzi ca mine, încât a îndrăznit să afirme în fața Senatului ca o să-i urmeze fiii săi sau nimeni. Exact cum ziceai și tu, da, deci a reușit să-și impună punctul de vedere de asemenea manieră încât n-a mai comentat nimeni după ce a murit. Țin minte că a fost un mic interregnum. Livia, pe vremea lui Octavian Augustus, a trebuit să tragă un pic de timp până Tiberius, da, era prin Dalmatia, pe unde era asta, prin Panonia, a trebuit să tragă un pic de timp până vine ăsta la Roma și să-l fedanzeze un pic bine, să-i pună niște mirodenii acolo ca să pară, da, îmbujorat Octavian până a venit Tiberius. Ei bine, ăsta nu mai era, putea Vespasian să moară oricând, oriunde, Titus oricum era pregătit pe poziții și dacă ar fi murit Titus înaintea lui, era Domitian pregătit pe poziții. Deci omul se asigurase de două ori. Și cum ai spus și tu, bă, într-adevăr asta e o dinastie sangvinică și colerică și cum vreți voi, adică e de sânge, frate, nu ce a făcut Octavian acolo, a făcut diaria praf și nu s-a ales cu niciun moștenitor din ăsta de sânge. Da. Băi, câteva concluzii. Cred că acum putem să tragem niște concluzii. De acord. Mi s-a părut foarte interesant. Deci ce mi s-a părut mie cel mai interesant la Vespasian a fost practic faptul că Vespasian nu vine să întrețină un sistem în care el s-a născut și care sistemul l-a promovat. El vine cam din afară, este un tip care are merite destul de mici, este a doua roată de la căruță, importantă, dar nu este prima, nu este cea din tâi, nu este cel mai important om. A stat multă vreme în umbra fratelui său, care era mult mai prestigios. Și
practic ceea ce vedem, tot acest traseu al lui, care mi se pare foarte interesant, este de fapt cumva este trimis acolo tocmai pentru că el nu este un tip care să amenințe. Și totuși reușește să-și întoarcă această situație și să devină împărat printr-un joc de culise foarte interesant, foarte inteligent. Foarte mulți văd că îl pun mai degrabă lui Titus în spinare ambițiile și dorința de a deveni împărat al Romei, pentru motiv oarecare lumea îl dă pe Titus, mai ales că Titus în ultimii 5-6, poate ceva de genul ăsta, ia mai toate deciziile legate de deciziile pe care în mod normal le-ar lua un... Bă, Titus este dragostea și desfătarea neamului omenesc, cum zice Suetonius. Adică atât de mult știu el să merite afecțiunea tuturor. Stai că acum am deschis pagina la următorul personaj principal din cei 12 cezari al lui Suetonius. Da, Titus beneficiază foarte mult de pe urma supranumelui tatălui său, dar știe să și continuă. Mie Titus, și aici e o chestie, bine, nu, continuă cu că eu am vreo 4-5 concluzii așa mai. Da, a doua chestie, deci mi se pare, cum ziceam, foarte interesantă această creștere, această mobilitate, și este primul din oamenii ăștia despre care vorbim aici, care arată o reală modificare. E clar că are loc o reînnoire a sângelui aristocratic în Roma. Și reînnoirea asta o să vedem că va avea efecte și pe mai târziu, că nu degeaba am amintit acel nume anonim delegat din Iudeea. Cealaltă concluzie foarte interesantă, Vespasian întotdeauna este văzut ca un tip foarte jovial, foarte, foarte simpatic, foarte poporean așa, deși el reușește să facă cam același lucru pe care l-a făcut și Sula, să retraseze liniile de demarcație între ordinele sociale. Știi, între senatori, ecveștri și plebe. Și iarăși un aspect foarte interesant care mi se pare la cumva îmi dă un aer pe care o să-l vedem reprodus și un pic mai târziu, de infailibilitate, tocmai din faptul că nu avem un reflector pus pe fiecare acțiune a lui Vespasian. Așa cum o să vedem că în curând se va vorbi despre 5 împărați buni, împărații ăia sunt buni pentru că avem avem relativ puțină informație despre ce se întâmplă pe timpul lor. Cumva Vespasian capătă o aură de asta și datorită unei lipse de informație concretă. Pentru că, așa cum spui și tu, informație este. Ne-am fi dorit să avem despre Decebal atâta informație cât avem despre Vespasian. Dar... Păi este, dar e informația concretă, avem anecdote, avem tot felul de lucruri, dar nu avem foarte multe informații. Se văd partipriurile de la o poștă, Dorine, exact. La Iosefus, la greu. Păi Pliniu cel bătrân scrie o carte, stai cum naiba, că am uitat chiar, e o dedică lui Titus, adică da. Fiul lui Vespasian. Din nou ăsta, Tacitus începe cursus honorum sub oblăduirea lui Vespasian. Acum aș putea să forțez un pic nota și tatăl lui Suetonius luptă de partea lui Otto, care Otto până la urmă trimite o scrisoare. Suetonius are chestia asta, dar nu mai citește și pe asta. Și că trimite o scrisoare la un moment dat Otto, nu știu când, înainte să moară, lui Vespasian și îi zice cu limbă de moarte cumva să-l răzbune.
Că el o să moară și dar na, și până la urmă se răzbună. Da, și mie mi se pare că mai încolo, cum ai spus și avem informație până la urmă și cum am spus și eu, avem informație, dar e destul de aliniată, mă rog, într-un anumit fel. Adică n-avem, uite-te, uite cât de faină e Republica Romană. Bă, l-ai pe Cezar, l-ai pe Cicero, l-ai fiecare, adică ai de unde să alegi un pic. Bă, sunt mulți oameni, fiecare cu filozofia lui. Aici e prea multă liniște, e prea multă liniște. Nu, cine crede în coincidențe istorice se înșală. Eu nu prea cred în coincidențe, să zic așa, în istorie, la scara istoriei. Da. Cred în premeditare, în schimb. Și cred că Vespasian și-a premeditat foarte bine lucrurile în ceea ce privește oamenii care au scris despre regimul lui. Așa cred eu. Clar, clar, clar. Bine, ce mai face, într-adevăr, nu o să vină cu comportamente extreme, gen omorât 10% din dușmanii lui sau fază de genul ăsta. Știi de ce nu trebuie să-i omoară, Dorine? Pentru că știi de ce nu trebuie să-i omoară? Pentru că îi convinge. Da. Îi convinge, asta e. Dacă nu i-ar fi convins, Nero n-a reușit să-i convingă, Caligula n-a reușit să-i convingă și atunci a trebuit să-i omoare. Și gândește-te, te întreb atâta. Dacă tu știi, să zicem că te cheamă Putin, un nume așa, și știi că ai un rival, cum îl cheamă pe ăla din spital? În fine, bă, știi Navalny. Că ăla, așa, Navalny, știi că dacă ăla vine la putere, bă, distruge țara. Vin cercuri externe, vin, nu știu, cumpără una alta, că așa știi tu. Te întreb, dar ia alte nume, nu-l lua pe Putin și Navalny, că o să mă considere lumea că sunt rusofil, ceea ce și adevărat și n-are sens să mă cer cu toată lumea pe aici. Dar, deci asta spun, bă, dacă tu ai ști că țara ta ar fi dezbinată în următorii 50 ani, bă, ce ai face? L-ai ucide pe ăla? Sau, nu știu, ai lăsa să-și bată joc lumea? Nu știu, te întreb. Lasă bine, eu nu zic că Putin face alte chestii. Nu, hai să luăm alte, îți spun, o să vezi paradigma asta de foarte multe ori și o să zici, bă, oare era mai bine? Uite, a venit ăla și ce a făcut? A făcut din Imperiu o republică democratică și țara aia s-a pierdut. A fost dezbinată, a fost cumpărată de toți. Dacă țin bine minte, e pomenit o încercare de asasinat la adresa lui Vespasian. Corect, corect. Deci corect. Nu este, perioada lui nu este complet lipsită de pericole. Însă, probabil că în comparație cu ceilalți, Vespasian a lăsat, să zicem, o imagine mult mai bună, mult mai pozitivă, mai ales că în vremea lui este totuși o creștere de bunăstare. Roma își revine, se vindecă după niște accidente majore. Apropo de conspirații, Dorine, ok, nu se știe de prea multe, dar asta nu înseamnă că n-au fost. Știi ce înseamnă? Înseamnă doar că au fost descoperite la timp și anihilate fără probleme. Iar asta înseamnă din nou forță. Asta înseamnă din nou forță, regim de forță. Deci, pui mei, pe vremea lui Nero, păi bă, Nero acum când îl văd, mi se pare așa la pitici, adică Nero chiar era artist săracu, că îl complotau toți, era în jurul lui, era flower power. Nu frate, Vespasian, ăsta regim autoritar. Da, exact. Deci, de asta cumva mi se pare că absoluturile cu care am fost educați nu sunt chiar atât de absolute. Absoluturile astea nu sunt chiar, nu știu cum să zic. Nici Caligula nu mi se pare că a fost cel mai infam, nici Nero nu mi se pare că a fost cel mai infam. Depinde de care parte a sabiei te uiți. Depinde ce prioritizezi, Dorine. Dacă vrei să îți controleze oligarhii țara, dacă care sunt ai tăi, că se cheamă Gazprom, nu contează, bă, sunt ai noștri, ăștia ne controlează, ne țin în sărăcie, decât să vină americanii de peste ocean și să ne țină în sărăcie. Adică serios, nu, putem să discutăm chestia asta și la alt nivel și cu alte cuvinte. Hai să ajung și eu la concluziile mele acum, câteva și după aia mai dezvoltăm subiectul. Prima e cea mai simplă și se și vede cu ochiul liber. Bă, asocierea la domnie este foarte bună. E foarte bună pentru că eviți războaiele civile și eviți perioadele de instabilitate. Hai continuitate, vărsarea de sânge, toate astea. E bun, merge, vine următorul. Na. După aia, foarte important. La prima vedere, și nu știu dacă am spus asta, dar
nu e nicio diferență între Vespasian, Galba și Vitellius. Adică nu, la modul cum cei trei ajung la putere, nu e nicio diferență. Toți o fac cu ajutorul armatelor, toți sunt proclamați de armată. Corect. Nu e absolut nicio diferență. Diferența o va face Vespasian după ce va ajunge la putere. Și aici vine Tacitus și spune o chestie foarte faină. Vespasian este singurul om care se schimbă în bine și evoluează vizibil de pe vremea când nu era împărat, pe vremea când este împărat. Adevărat, adevărat. Bine, deci pe de altă parte aș mai aminti și rolul lui Mucianus, care, da, categoric, care administrează categoric vreme de un an Roma. Îi pregătește bine terenul, îi da. Exact. Nu știu cum să o iau, că astea un pic sper să-mi iasă. În mintea mea sunt foarte logice, dar sunt un pic mai... Hai să vedem, a treia. Știu că Octavian e văzut ca fiind cel mai bun împărat roman. Uh-huh. Bun, dar îți spun, dintr-un anumit punct de vedere, pe care o să-l spun acum, mie mi se pare cel mai prost, nu cel mai bun. Prin faptul că a renunțat la Republică și a instaurat un regim mult mai autoritar, este cel mai prost. Pot să-ți dau cel puțin 5 exemple, motive corecte, pentru care Republica Romană, departe de a fi un sistem de guvernământ perfect, este mai bun decât Imperiul. Are mult mai multe check and balance-uri, avea magistraturi cu termene limitate, te duceai dintr-o parte în alta, era promovat o oarecare meritocrație, Dorine, da? Chiar dacă ajungeau ăștia, mă rog, doar cei privilegiați. Dar toate chestiile astea nu mai există în sistemul imperial. E concentrată foarte multă putere în mâinile unui singur om. Și asta deranjează, pentru că dacă omul ăla e sociopat și scelerat, cum e Caligula, cum e Nero, nu e bine pentru Imperiu. Dacă are mintea luminoasă și e echilibrat, atunci e bine pentru Imperiu. Uiți niște lucruri. Uiți că vreme de vreo 100 de ani Republica nu mai avusese parte de pace. Din nou, exact, eu din nou asta te întreb, ce prioritizezi? Dacă prioritizezi pacea, merită să-i omori pe toți rivalii tăi și să menții pacea? Din nou, e vorba de priorități, Dorina. E complicat. Păi e complicat, nu e ușor, normal. Problema este că oricâtă libertate ai avea, dacă o ai când ești mort, nu prea ai ce să faci cu ea. Păi și atunci noi de ce l-am lăsat? Dacă Octavian era așa de bun, de ce am revenit noi la Republică și la democrație? De ce nu ne-a plăcut regimul ăsta autoritar? Dacă vrei, pot să-ți explic. Deci dacă vrei să... Nu discutăm acum, sau putem să discutăm asta altă dată. De asta zic. Deci dacă vrei să discutăm despre motivele pentru care autoritarianismul este întotdeauna o alternativă mai bună, putem să o discutăm, nu are sens. Înțeleg ce vrei să spui, înțeleg că plăcerea de a exagera în legătură cu defectele lui Octavian este acolo, îți înțeleg chestia asta, dar ca împărat Octavian a pornit 1500 de ani, da, 1500 de ani de Imperiul Roman. Nu este o chestiune ușoară și oricât de multe probleme îi găsești Imperiului Roman, 1500 de ani este un record fantastic. Nu mai avem ceva similar care să fi rezistat atât de mult în timp. Fix dacă îl judeci ca pe un princeps, ca pe un cetățean roman, ca pe un republican, da, este un prost republican, este un bun oligarh. Asta este Octavian, un bun oligarh care reușește să transforme o republică fără să-și dea seama republica foarte tare, transformă republica dintr-o oligarhie implicită într-o oligarhie explicită care va purta în cele din urmă numele de imperiu. Dorine, eu nu încerc să îl fac pe Octavian să pară mai rău sau mai bun decât este. Eu încerc doar să-i provoc pe ascultător să gândească cu mintea lor. Și pe tine te provoc să descoperi care este adevărul. Bă, până la urmă, când prea multă libertate este folosită prost, trebuie ca cineva să restrângă acea libertate. Știu că sună dur,
Bă, vorbesc serios, asta a făcut Octavian, exact asta a făcut. Hai să facem o chestie, uite, și acum, pentru că ne sunt martori și cei care ne ascultă, îți propun următorul lucru. Uite, înregistrăm un episod special pentru cei de pe Patreon despre aceste implicații ale libertății și o să ne sfădim acolo cât... Păi da, dar vreau să ne discutăm. Da, dar vreau să ne discutăm la firul ierbii, nu așa în absolut. Adică vreau cu exemple istorice. Exemple istorice, bă, ce a făcut Cezar, ce a făcut Octavian, ce a făcut Gengis Khan. Exact. Bun. Revenind la comparația mea Vespasian cu Octavian. Exact asta face și Vespasian. Nu se gândește, bun, poate se gândește așa cu manta. Nu spun, are o guvernare echilibrată, construiește, nu se bate, guvernează bine, numește guvernatori capabili în provincii, toate chestiile astea sunt foarte bune, sunt foarte bune. Dar se gândește în paralel, poate chiar mai intens, la cum să-și perpetueze puterea, aproape prin orice mijloace. Adică se gândește să-și creeze dinastia, exact așa cum s-a gândit și Octavian, așa cum s-a gândit și Cezar, de fapt. Da. Pentru că ei cred că sunt mai buni și mai puternici și mai valoroși și mai superiori, dacă îmi permiți greșeala asta gramaticală, decât ceilalți. Pentru că doar ce iese din ei poate să-i conducă pe ceilalți. Ceilalți merită, între ghilimele, să fie conduși de un os din osul lor. Exact asta face și Vespasian. Asta e viziunea mea. Nu trebuie să mă crezi, poți să mă contrazici. Absolut, okay. Absolut. Îți înțeleg viziunea, cred eu că nu a pus problema în stilul ăsta, ci mai degrabă, din punctul meu de vedere, el a pus problema în stilul, băi, n-am chef ca în momentul în care mor eu să se bată iarăși ăștia cu legiunile, iarăși să răcească Roma. Spre binele Romei o pun în jug pentru următorii ani și după ce mor eu. Bun, și încă o chestie, că aici e nuanța. Așa. Îmi dau seama că, adică greșesc un pic intenționat să fac chestia asta. Deci, ce trebuia? Vespasian trebuie să le arate oamenilor că doar începuturile sunt asemănătoare în cazul celor trei, adică cu Viteliu și cu Galba. Continuarea după aia nu mai e la fel și de aceea e nevoie de foarte multă propagandă să-i convingă pe oamenii ăștia. Da? O să vedem că mai încolo, unde vorbim de familii și de sisteme de guvernământ mai vechi, care au beneficiază de oarecare legitimitate, care nu s-au construit pe sânge, pentru că și regimul Octavian și regimul Vespasian s-au construit pe sânge direct. Acolo, în regimurile alea unde trece al doilea, al treilea, al patrulea, nu mai e nevoie de așa multă propagandă. Când ai nevoie de propagandă, înseamnă că e nevoie să ascunzi ceva. Iar Vespasian, ca și Octavian, sigur, ne-au ascuns și nouă câteva lucruri pe care cel mai probabil nu o să le aflăm niciodată, dar eu promit să le caut și în episodul viitor. Deci gândiți-vă cu atenție, propaganda există ca să-ți ascundă lucruri, pentru că asta trebuie să facă, da? Să prezinte doar o anumită față a lunii și pe cealaltă nu trebuie să o vezi, că na, nu trebuie să o vezi. Și ultima mea concluzie se referă, am vrut să o zic pe la jumatea episodului când vorbeam de imperator versus împărat, se schimbă paradigma asta aici. Până acum, soldații unui general ce făceau? Mergeau sub comanda generalului, câștigau niște bătălii, cucereau niște teritorii pentru patria mamă, îl aclamau pe ăsta ca imperator, ăsta venea la Roma, își prezenta dosarul cu șină în fața senatului și senatul de cele mai multe ori îi oferea triumful mult așteptat. Asta se întâmpla în perioada Republicii Clasice și chiar până la finalul acesteia. Din nou vine Octavian și strică treaba, adică la începutul principatului zice nene Augustus, bă, gata, nu mai sesizează el cumva pericolul ăsta că un general triumfător s-ar putea să devină prea popular și, mă rog, îi face concurență și restrânge treptat sărbătorirea triumfurilor. Ajungem în anul 69, așa pe repede înainte, și ce fac soldații cu generalilor? Nu îi mai declară imperatori, ci îi declară deja împărați. Iar ăștia nu se mai duc la Roma să sărbătorească în triumf, dar după care să-și vadă de treabă, ci se duc la Roma să-i dea jos pe împărați în funcție și să se pună ei acolo. Este practic o redefinire a triumfului, așa m-am gândit eu. N-ai voie, ok, nu ai voie să fii aclamat pe străzile din Roma de mulțimea exaltată, cum se întâmpla la triumfuri, bă, nicio problemă, te faci tu împărat și ăsta e triumful suprem. Foarte corect. Frumos. Deci ăsta e, asta a făcut și Galba, asta a făcut și Vitellius, exact asta a făcut și
și Vespasian, chiar dacă după aceea a redefinit cumva paradigma. Mi se pare că triumful e o chestiune simbolică. Triumful are loc la Roma, sau mă rog, în capitală, și practic este un vestigiu al momentelor în care cetățeanul roman este cel care este din Roma și care are legătură cu Roma. Schimbarea asta ar putea să aibă legătură cu faptul că centrul lumii nu mai este la Roma, ci centrul lumii este în întreg Imperiul Roman. Da, practic, da, clar, clar, știi, se întâmplă chestia asta. Se schimbă asta, polul ăsta de putere. Tu spuneai că legea latină se extinde și la Spania. În Galia, Spania. În Spania, da. Exact. Și mai târziu se va extinde și în alte părți. Este clar un început de schimbare. Și asta este. Schimbările sunt graduale. Cele mai bune schimbări sunt cele care gradual îmbunătățesc și repară anumite nedreptăți, anumite inechități, și probabil asta o să fie cea mai bună decizie pe care a luat-o Vespasian din punctul meu de vedere. Asta și faptul că ne-a construit sau a planificat acel amfiteatru Flavian, care trebuie să recunoaștem arată spectaculos. Arată spectaculos, a fost o minune arhitectonică și atunci, așa cum, este foarte fain. L-am văzut exact. Doar la exterior, că e în renovare de multă vreme, nu știu dacă s-a deschis, dar merită să mergeți pe acolo și să vedeți și columna lui Traian și, na, dar, și căciulile și Sica și Falxul exact. Dacic și toate astea. Dar încă o chestie, bă, să știți că oricât de multă propagandă ați avea la dispoziție, că și noi mințim fără să vrem, exemplu personal e cea mai sigură și cea mai ieftină cale de a le transmite oamenilor mesajul pe care îl vrei să transmiți. Și Vespasian, până la urmă, vrând nevrând, prin felul ăsta lui jovial, bucalit, relaxat, poate nici n-avea nevoie de atâta propagandă. Poate că oamenii ar fi, adică până la urmă, de fapt, faptul... Asta că... a fost cea mai bună propagandă. Exact, exact. Exemplu personal a fost cea mai bună propagandă. Corect. Până la urmă, oamenii, să știți că oamenii rămân, adică părerea oamenilor despre voi și despre noi... De fapt, oamenii te judecă pentru ceea ce faci. Doar pentru ceea ce faci. Doar ceea ce faci rămâne. Ceea ce gândești, ceea ce e doar în mintea ta, nu există pentru lumea exterioară. Voi, cei care ne ascultați, habar n-aveți cine sunt eu sau cine este Dorin. Habar n-aveți. Ne cunoașteți doar prin intermediul acestui podcast de istorie și care va rămâne și care va dăinui și după noi. Da. Și e interesant aici, pentru că s-ar putea să fim tentați. Noi suntem poate mai profunzi de atâta și... Na, sau poate să... nu. Sau poate nu. Eu, de exemplu, sigur nu. Dar zic, eu mă refer la Dorin acum. Și poate, de asta spun, dacă noi am păstra informațiile astea și gândurile astea și discuțiile astea, bă, organice, fără script, bă, fără script. Știu că îi plictisim pe unii, că nu știu ce, nașpa se bâlbuie ăia, bla, 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 bla. Ce e aia, mă, să-ți scrii scriptul, să citești, că mă și enervez acum. Dar asta spun. Deci, discutând, aflați niște chestii despre noi. Dacă n-am face chestia asta, noi n-am exista. Și sfatul meu, și acum vine finalitatea, bă, faceți chestii. Faceți chestii ca să aduceți un plus valoare la lumea asta și faceți chestii bune. Cum a făcut și Vespasian, de exemplu. Exact. De exemplu, puneți taxă pe urinală și va rămâne numele vostru în istorie. Bă, da, stai că mai zici o chestie. Când moare, zice că simt cumva cum mă transform în zeu, cum mă ridic la cer, omul. Adică să transform așa frumos într-un, bine, asta era într-un spirit. Spiritul lui glumeț. Da. Data viitoare o să vorbim, de ce să nu dăm spoilere, o să vorbim despre momentul în care Vesuviul erupe și acoperă 4-5 orășele din sudul muntelui. Da, o să vorbim despre Pompei, o să vorbim despre Titus și o să vedem exact. Bă, de data asta sigur n-a fost mâna lui Nero, deci sigur nu, da, Nero a aranjat chestia. Da, de data asta o să vedem Titus, cel mai ghinionist dintre flavieni. Dar despre asta o să vorbim în episodul viitor. Mulțumim mult că ne ascultați. Nu uitați podcastdeistorie.ro, patreon.com/podcastdeistorie pentru cei care vor să ne sprijine, facebook.com/podcastdeistorie ca să ne spuneți
ce prostii am mai zis noi pe aici și unde greșim sau unde facem bine ce facem. Și ne puteți găsi în aproape orice aplicație de ascultat podcasturi. Vă recomandăm să folosiți o aplicație de ascultat podcasturi. Cel mai recomandat ar fi să nu folosiți aplicația iTunes de ascultat podcasturi, că aia este destul de proastă, dar în rest, cu căldură, vă recomandăm să ne ascultați de pe telefonul mobil. Suntem în toate aplicațiile de podcast, ne căutați cu podcastul de istorie și suntem acolo. Mulțumim mult, sunt Dorin Lazar, alături de mine a fost Sergiu Motreanu și până data viitoare, ciao! Ciao!